Bună dimineața tuturor! Fanatic Superliga, o nouă ediție aici, cum v-am obișnuit, luni, marți, vineri, 10:30, ora de Fanatic Superliga, în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro. Suntem la capătul unei săptămâni în care am avut meciul echipei naționale și ne pregătim de a ne reîntoarce la Superliga noastră, care ne așteaptă cu meciuri foarte interesante, meciuri interesante și în play-off și, bineînțeles, și în play-out. Avem ce discuta astăzi la Fanatic Superliga. Sponsori importanți, sponsori care ne ajută de la începutul emisiunii, sponsori care sunt alături de noi și le mulțumim, Superbest, sponsor principal al Fanatic Superliga și, bineînțeles, Aqua Carpatica, sponsorul premium, care la fel ne hidratează și ne ține în formă pentru că avem ce discuta despre fotbal. Fanatic Superliga, luni, marți și vineri, astăzi e vineri, dar, cum știți, de câteva săptămâni, mai precis de 2-3 weekenduri, Fanatic Superliga este și pe Prima Sport 1, sâmbătă seara și duminică seara, înainte și după meciurile importante ale etapei. Așa cum se va întâmpla și în acest weekend, va fi Fanatic Superliga pe Prima Sport 1, înainte și după Universitatea Craiova Rapid, meciul derby de mâine seară din Bănie de pe Oblemenco și, bineînțeles, duminică seara, înainte și după partida la Constanța dintre Farul și FCSB. Invitați de gală și importanță aici la Fanatic Superliga și astăzi îi prezint și le mulțumesc pentru prezență. Bănel Nicoliță, bine ai venit, Bănel! Bine v-am găsit, bună dimineața! Ne întoarcem la Superliga, Bănel. Ți-a lipsit, cred că... Foarte mult! Meciurile din Superliga, da. Faptul că n-a jucat FCSB-ul, faptul că n-a jucat Coman și Olaru pentru Național, n-au jucat meciul în Columbia. Meci, a fost da, nu doar Bănel... Robert Niț, analist și colaborator permanent aici la Fanatic Superliga. Bine ai venit, Robert! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Și Alin Buzărin, nu în cei din urmă... Da? Ai voie să mă rungești? Poți să ne saluți! Varianta tăcută! Varianta puțin accidentată, dar bineînțeles, nu, accidentat doar fizic... Alții sunt accidentați moral toată viața. Toată viața, exact. Tocmai ce zicea, că nu vorbește mult. Nu vorbește mult, dar vorbește. Asta a fost mult. Nu vorbește mult, dar vorbește. Știre importantă la mijlocul acestei săptămâni, știre care are un impact foarte important asupra Superligii. Este vorba de suspendarea care a venit pentru Dinamo și pentru UTA, 4 meciuri fără spectatori, 4 meciuri pe teren propriu, bineînțeles, având în vedere că Dinamo are 4 meciuri cu totul de jucat pe teren propriu în acest play-out, la fel ca și UTA, cel puțin în acest moment dinamoviștii nu își pot încuraja echipa din tribune în aceste meciuri foarte, foarte importante în lupta lor dură pentru salvarea de la retrogradare. V-aș propune să începem chiar cu acest subiect. Robert, până la urmă, e o lovitură pe care o primește și Dinamo, păi, și UTA, după niște evenimente care, într-adevăr, au depășit de o gravitate extremă, dar lovind într-un club extrem, până la urmă, o decizie extremă. În două cluburi, pentru că vorbesc și UTA de Dinamo, vorbesc și de Dinamo, să zicem că Dinamo... Dinamo e jos acolo, da. Și principalul, poate unul dintre principalele aturi sunt fanii în această luptă la retrogradare. UTA stă ceva mai bine, dar și la UTA l-am văzut și pe Renic Săracu. Când să meargă și echipa, când s-au întors și acasă, au jucat un meci cu spectator, gata, s-a închis tribuna. Bineînțeles, vor face recurs ambele probabil, cluburi. Dar ca să o luăm cu începutul problemei, am văzut și comunicatele date ulterior după decizia comisiei, în care toți cei implicați, în speță cele două cluburi, fac referire la buna desfășurare a competiției, la fair play, la drepturile TV, la atragerea de sponsori, la toate lucrurile astea care dau bine, care sunt împachetate frumos. Dar, în primul rând, greșeala este a celor de la Dinamo. Pentru că s-a scris pe site-urile de suporteri, pe toate vlogurile astea, bloguri, ce sunt ele, s-a scris cu o săptămână înainte că vor veni suporterii celor de la CSA. Și normal ca să-i ajute pe cei de la UTA. Să-i ajute că aveau bagaje, nu știu cu ce să-i ajute, că să fii suporter, exact, să fii suporter al CSA și să cânti imnul UTA Arad, mie nu mi se pare ok. Este singura, ca să fac o paranteză și o glumă, este soluția lor de a fi văzuți în Superliga. Da, probabil, da. Și din păcate nu cred că vor fi văzuți curând susținându-și echipa favorită. Dar, având toate aceste informații, cu sprijinul jandarmeriei, ei mai lovindu-se anterior de probleme organizatorice, puteau să rezolve această problemă foarte simplu. În sectorul
rezervat oaspeților, unde responsabilitatea este al clubului oaspete și al organizatorului, că de-aia exact. Sunt suspendați da, și unii da. Și ceilalți, nu să intră decât cu buletin de Arad. Te prezentai cu biletul frumos și buletinul, da, că s-a mai întâmplat. Era până la urmă și o atunci, problemă cu fanii. Care fanii? Aradului. Da, care din București. Da, ai, Cristi, 30 de persoane. Da, nu, poate Cristi, nu sunt 30, e un risc mult prea mare. Uite, echipa asta, Dinamo, poate retrograda. E o echipă cu suporteri, cu mulți suporteri, cum este și la Arad. Dar nu poți să faci astfel de greșeli și după aceea să vii să ne arunci în față drepturile TV, în interesul publicului, că de ce să sufere tot publicul pentru niște elemente izolate și destabilizatoare. Dar nu suferă tot publicul, suferă clubul. Sancțiunea nu este dată pentru tot publicul. Clubul a fost pedepsit și foarte bine că s-au luat măsurile astea. Păi uite ce a fost acolo, meciul începe cu vreo 8 minute întârziere, să bată ea pe gazon ca în curtea școlii sau ca la sintetic. A fost ultima etapă, mă? A fost ultima etapă din sezonul regular, când toate meciurile trebuiau să înceapă la aceeași oră. Și toată lumea stătea în tunel, pe toate stadioanele, stăteau jucătorii cu arbitru în tunel și responsabilul de la... cei care au drepturile TV cumpărate de la televiziuni, vorbeau pe telefoane între ei, mai stai că sunt probleme la Arcul de Triunf, ține echipele acolo, să nu iasă. Și la Voluntari, și la Botoșani, da, și unde s-a mai jucat. Petrolul cu Sepsi. Păi de ce vă plângeți acum, că n-ați fost în stare să organizați un joc? Tu crezi că va rămâne sancțiunea de 4 etape? Îmi doresc să rămână sancțiunea de 4 etape, cu părere de rău, pentru Dinamo și pentru UTA Arad, că sunt două echipe care cresc media de spectatori în campionatul României și atrag oameni la stadion și fac spectacol, dar așa cum se întâmplă și în alte părți și dacă tot s-a început și cu torțele și cu petardele și cu astea, cu Giuleștiu, am văzut că au mai fost niște controle și prin alte părți, haide să se termine și cu zmardoismul ăsta pe stadioane. Că pe urmă spunem, domne, că nu vin familii, nu vin bătrâni, nu vin copii. Păi cum să te duci cu copilul când îi zboară petarda pe lângă timpan? Cum să te duci cu nevasta când ți-o parfumează ea cu gaz lacrimogen? Da. Să vezi un meci. Pe Arcul de Triunf, în inima Bucureștiului, un stadion frumos, nou, civilizat. Și intră unii că sunt ei smardoi să se bată pe gazon. Și Dinamo se simte acum dezavantajată. Nu! Principala vină este a celor de la Dinamo. Iar UTA Arad este suspendată și ea, indiferent că este vorba de suporteri de la Arsenal, Londra, CSA, Steaua sau... nu știu care altă echipă, pentru că persoanele care intră în sectorul rezervat oaspeților, pentru persoanele astea, pentru sectorul ăla, este responsabil clubul oaspet. Și cu asta s-a încheiat tot ce discuie, că văd că, domne, că e atac, că nu e niciun atac. Este încă o dovadă că vrem și putem să intrăm și noi în normalitate. Și atâta tot. Crezi și... că se putea întâmpla și pe alte stadioane... ce s-a întâmplat pe Arcul de Triunf? E un stadion greu. Eu spun mă gândesc, și la Rapid. Giuleștiu e la fel de periculos stadionul. Ați Cotroceni era. Și Rapid Cuta a fost da. Un meci iarăși cu ceva probleme. Da, mai prin parcare, mai pe subpodul grand, adică, parcări. Adică au fost mai preventivi în sensul că nu s-a ajuns să se intre stadion. S-au bătut pe subpod, pe acolo, că era și întuneric, au mai dat și cu pietre. Că... tot la patru etape ajungea și Rapidul, dacă se întâmpla pe teren. Dacă se întâmpla pe stadion. Și bine, și dacă Rapidul lua 4 etape după astfel de incidente, foarte bine era. Da. Că trebuie să învețe și cluburile organizatoare să, înainte să înceapă partida, să își ia toate măsurile de securitate, de siguranță, ca să te duci pe un stadion în condiții civilizate și normale, fără să stai cu frică că zbubuie petarda în ureche, că vine nu știu ce torță și ia foc pe lângă tine și așa mai departe. Sau că vin niște descreierați de ăștia și încep să se bată pe acolo. Și îmi pare rău că se întâmplă pentru Dinamo, că, repet, este o echipă care are nevoie de suporteri, de aportul suporterilor, este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării, galeria lui Dinamo a făcut tot timpul spectacol, dar nu mai putem continua așa. E adevărat că și Arcul de Triunf este un stadion foarte greu de gestionat, dar cum a fost gestionat de atâtea ori, și n-au fost probleme, trebuia să gestioneze, mai ales că autoritățile și clubul organizator aveau toate detaliile că vor veni
intruși, susținători ai altor echipe, transformați peste noapte în roșu-alb, să susțină echipa din Arad. Da. Haideți să vă dau o informație de ultimă oră venită dinspre FCSB. Noi discutăm de Dinamo, dar informațiile care sunt tari și de interes primează, să spun așa, încă o accidentare la FCSB, după ce ieri am anunțat exclusiv pe Fanatic faptul că Ovidiu Popescu are probleme, e posibil chiar să rateze tot sezonul Ovidiu Popescu. A făcut un remene și așteaptă rezultatul remeneului, dar celor de acolo le este teamă că s-ar putea să-l piardă până sezonul pe Ovidiu Popescu. O altă accidentare venită în lotul lui Haralambos, un lot nici el foarte numeros, mai ales în această primăvară. Luis Felipe. Luis Felipe are ruptură din ce... Deci tot din ce știm noi la da, Fanatic, a fost la Naționala, la Naționala de Futsal la Brazilia, a fost Luis Felipe, da. Luis Felipe se pare că are ruptură, bineînțeles, dacă îl va trimite la Mariana sau va încerca să-l refacă mai repede. Noi știm că în acest moment ce estimează staful medical celor la FCSB este că Luis Felipe va absenta cam o lună. Cam o lună, dar oricum știi cum e, o lună, e final de... Într-o lună sunt 6 etape. Păi sunt 6 etape, e final de, e final de aprilie, mai prinde da, câteva mai etape. Oricum nu sună deloc bine ce se întâmplă la FCSB. Apropo de temerile care le au cei de acolo, le-a fost teamă, spunea și Mihai Stoica, să nu vină cu accidentări, Florinel Coman, Șut, Olaru... N-au venit ei cu accidentări. Uite, accidentările au fost în cei care au rămas la Berceni. Și Ovidiu Popescu și acum Luis Felipe. Astfel că nici știrea care ne interesează, nici Ovidiu Popescu, nici Luis Felipe nu vor fi ok. În primul rând pentru meciul de duminică, care urmează Farul cu FCSB, apoi urmează alte meciuri importante. FCSB Craiova merge la Cluj și acasă cu Rapid. Da. Acesta e programul celor FCSB. Referitor la informația care ai dat-o ieri în exclusivitate, ai mai multe detalii de ce fel de accidentare? Ar fi tot muscular? E la genunchi. E la genunchi. Are ceva la genunchi și a făcut și remeneul ieri și așteaptă, nu știu încă dacă a venit rezultatul remeneului, dar poate când am auzit de genunchi și au auzit și ei, li s-a făcut... Bine, nu e deloc întorsă, ok, pentru că dacă vorba rotarul, dacă le numeri jucătorii de pe bancă, greu găsești 5. Sunt puțin. Okay. Nu și în acest moment găsești 5 numeric, dar găsești greu 5 să intre. Să intre, să facă față. Da, e o lovitură pentru FCSB și în principal Popescu. Luis Felipe mai puțin. Da, o să ne întoarcem să vorbim și de FCSB și de meciurile din acest weekend și Craiova cu Rapid. Rămânem pe subiectul Dinamo, avem cu noi în direct pe Gianni Chiriță prin Skype. Gianni, dacă ne auzi, salutări! Vă salut, domnilor! Bănel Nicoliță, salutări speciale, Robert Niță la fel, Alin Buzărin, cât poate sunt și el. Vă văd, sunteți tari de tot, domnule. Nu ne vezi. Mai tari ca tine n-avem cum să fim, Gianni, uite-te și ales, tu. Mai ales pe Bănel, l-am văzut cum joacă, băi, băiatule, l-a luat radarul, nu așa ceva. Auzi, Gianni, la cum joacă ar fi util pentru FCSB în aceste ultime 9 etape? Ce? Ca suporter, da. Păi, nu vezi la ce probleme stă acolo și accidentări? Bănel ar fi aur. Auzi? L-am văzut pe Bănel față de noi la sală, vezi, Roberte, că are încă o viteză în plus. Păi, dar dacă îl bagi la sală, rupe parapeții aia, că n-are unde să se oprească. Stai cu minte, Robert, că la sală pentru ăștia mai tehnicuți. Robert, și căluțul aleargă, Gianni. Gianni, scuz-mă, că el nu prea merge pe la Brașov, vezi că de 2 ani de zile la rând sunt golgheter. Spune și tu, te rog frumos. Păi știi de ce e golgheter? Și ajung numai în final, înțelegi? Îi zice Cernat, du-te lung și se oprește lângă bară. Auzi, și pe urmă eu dă ăla să o bage în poartă. Auzi, cu Petre Mari, cu Ghionea, cu ai mie, înțelegi? Aveți echipă tare, aveți echipă bună, știu. Auzi, degajează Ghionea de la 6 metri, dă direct la poartă, să lovește de ăsta, intră în poartă. Și uite, domne, jucăm la sală. La revedere, pa! Băi, deja conduc 1-0 Mewtwo 2. Exact! Răutăți, exact. Bă, Gianni, bă, răutăți, bă, frate, nu apreciază, bă, frate. Știi cum jucam noi, Gianni, mai aveam câte unul la mini-fotbal, aveai câte unul, care el nu era bunicel, săracul, dar era înalt. Și când începea de la centru, îl punea antrenorul să dea la poartă și aveai 1-0, că dădea pe sus. Și portarul n-ajungea niciodată. Așa și ai noștri. Dă tare, auzi, tu, Ghionea. Auzi, trebuie să băgăm și răutăți, Bănele, nu doar să te ridicăm. Știu, Gianni, eu sunt de acord, dar știi cum e? Când ești golgheter la Brașov pe acolo, băiatul meu, știi. Dar auzi, da, stai puțin, că tu nu erai cu golurile, mă, tu doar arai partea aia dreaptă. Da, așa, Gianni, mi-am schimbat acum calitatea, băiatul meu. Acum o seamănă deja, arată-o, tinerețe acum o seamănă. Acum culege.
Da, da. Da. Dinamo, Gianni, Dinamo, știre dinspre Dinamo, o să vorbim de Dinamo clar cu ce se întâmplă în ultimul timp, o știre marca Fanatic, o informație venită în timp ce vorbeai tu cu Bănel, câinii se adună în sala Dinamo pentru meciul de luni seara Petrolul cu Dinamo, Ionuț Popa, președintele de la CS Dinamo și Ionuț Lupescu, președinte de onoare, au acceptat cererea dinamoviștilor de a se aduna luni seara în Polivalentă pentru a urmări meciul Dinamo cu Petrolul. Va fi probabil o atmosferă senzațională, așa cum e și la meciurile de basket, de handbal ale celor de la Dinamo, la meciul de Champions League, așa că suporterii lui Dinamo, dacă tot n-au acces pe stadion luni seara, luni e meciul cu Petrolul pe Arcul de Triumf, se vor aduna în sala Dinamo și din Ștefan cel Mare și vor face spectacol acolo. Ce facem? Sala Dinamo sau Polivalentă? Polivalentă din Ștefan cel Mare. Polivalenta din Ștefan cel Mare. Ce facem, Gianni, cu suspendarea aceasta? Foarte frumos din partea lor, ați văzut și Rapidul la fel a procedat la meciul cu Dinamo, s-au dus în fața stadionului, foarte frumos că s-adună. Da, Dinamo nu mai are pe ce stadion se ducă, că s-ar duce. Bine, da, Gianni, da, știi da. Care e diferența, rapidiștii fiind mai mult s-au dus pe stadion. Nu, mai mult ca noi n-au Dinamo n-are stadion. Păi nu, cum, de ce să se ducă în sală, de ce nu se ducă în peluza Hâldan la stadion acolo? Acum probabil s-au gândit că poate o să fie frig și să adună mai bine. Sunt 24 de grade. Ce apropo de stadion, e un lucru bun. Ați văzut și voi ultima știre. Să dă drumul la lucrări. Eu sper, adică vreau să văd că să dă drumul la lucrări și în 3 ani să avem și noi un stadion în sfârșit. Adică asta ar fi cea mai mare realizare pentru suporterii noștri. Am și o rugăminte la tine, că tu ești un simbol al lui Dinamo. Înainte să intre excavatoarele, să mergem și noi în vizită acolo, să iau și eu niște iarbă de unde am făcut dresajul ăla frumos. Te rog mult. Roberte, te-aș lua cu mare drag, dar nu cred că o să ai viață bună acolo. Păi dacă merg, de-aia merg cu tine, ca și dacă mă duc singur e nasoală treaba, știi cum e. Păi să știi că da, să știi că ai dreptate cu mine, dar uite cum a fost cu episodul Danciu când a venit de la Steaua. Și suporterii nu-l voiau și m-am dus personal cu el la galerie și le-am zis, băi, lăsați-l că o să vedeți ce face Danciu pentru Dinamo. Și am avut dreptate. Corect. Așa că vorbesc serios, chiar vreau să iau o amintire de acolo, o bucățică de gazon, dacă se poate. Auzi, dar mergem pe blat. Hai totul să mergem fără să... Doar cu o cameră de la Fanatic. Suficient. Auzi, vrei să mă bați doar tu, hă? Nu! Ce băia bun ești tu! Ce facem, Gianni, cu suspendarea aceasta de 4 etape? Cum lovește și cum afectează Dinamo? Din păcate, este fix ce nu ne trebuia. Exact ce nu ne trebuia acum. Pentru că avem meciuri foarte grele, suporterii au fost, sunt și vor fi întotdeauna lângă echipă, au fost întotdeauna al 12-lea jucători, atmosfera pe care o fac o știm și au susținut și aveau nevoie jucătorii de astfel de susținere în continuare. Va fi foarte greu pentru Dinamo pentru meciurile următoare fără suporteri, credeți-mă. Știm cât contează suporterii pentru Dinamo. S-a și dovedit și în tribună și ajutorul care a fost pe lângă meciuri. Mă refer la bilete vândute. Și suspendarea asta de 4 etape mi se pare exagerată. Hai, 2 etape, am înțeles. 2 etape, ok. Ia-i pe cei care au făcut, ia-i individual, pedepsește-i, dar nu pedepsi un stadion întreg. Hai, 2 etape mi se păreau corecte. Bă, dar 4 sunt multe. Păi 4 sunt, că sunt 4 meciuri până la finalul sezonului. Păi da, dar dacă mai erau 14 etape, câte le dădea? Tot 4. Tot 4. Eu cred probabil că s-au dat 4 ca să se dea 2 la apel. La, da. Hai că, na, 2 mai zici, dar nici astea 2 nu sunt binevenite, crede-mă. Deci tu ești de părere că ar fi trebuit, bineînțeles, suspendați cei care au făcut toată nebunia asta și închise unele sectoare de stadion, doar atât. Despre asta este vorba. Hai să mai analizăm și altfel. Hai să nu stricăm spectacolul ăsta pentru 3, 4, 5, 6 inși cât au fost. Pentru că, până la urmă, e spectacol. Fotbalul fără suporteri, o știm și noi, nu mai trebuie să zicem. Nu e fotbal. Te simți singur, simți că joci un meci amical fără spectatori. Da. În aceste condiții, să zicem că ar rămâne aceste 4 etape și Dinamo va juca fără fani până la finalul sezonului de play-out, că mai e meci și după aceea, mă gândesc că dacă... De un baraj. De un baraj, dacă, bineînțeles, nu retrogradează direct sau se salvează direct.
În aceste condiții, cât crezi, cum vezi tu această luptă la retrogradare? Cu cât scad șansele lui Dinamo? Băi, scad foarte mult. Scad foarte mult pentru că acum toate jocurile sunt nu sub presiune. Ai văzut oala aia cu presiune? E, noi suntem acolo. Noi practic suntem acolo, nu ala aia. Vezi că deci fluieră capa acolo de vreo trei etape. Fluieră și stă să explodeze. Adică la modul ăsta e. Adică e presiunea foarte, foarte mare. Vezi mai aproape divizia Vegeani, serios acum. Băi, nu vreau să o văd. Uite, băi, nu, că se vede, e clar, 4 meciuri dură, pentru Dinamo, e greu, rău. În tur o vedeam cu toții, inclusiv suporterii. În turul campionatului, la unison am spus, în stilul ăsta Dinamo retrogradează. După ce s-a încheiat turul, a venit Kopitch, a venit câteva transferuri foarte bune, Dinamo a început să lege niște victorii. Dinamo a început să joace bine, a venit dușul ăsta rece și iată că suntem din nou în ora asta a presiunii. Nu vreau să o văd, vreau să ne salvăm fără baraj, fără nimic. Eu zic că e foarte greu fără baraj. Eu cred că obiectivul în momentul ăsta ar fi să facă tot ce depinde de ei să prindă un loc de baraj. Eu asta îmi doresc. Da. Bine, și eu aș vrea să fiu așa frumos ca tine și nu-mi iese, uite. Mamă, Robert, dacă mai eram și frumos, jucam la Real Madrid, lasă-mă. Da, mă, ăia, după podiumurile de modă, transferă jucători la Real Madrid, am înțeles. Bă, când joci la Real Madrid, parcă ăia sunt și frumoși, voi ați văzut? Da, și frumoși, deștepți, în primul rând valoroși, da. Vinicius, n-ai văzut ce frumos e? Chiar e. Cum, mai erau ăștia pe TikTok și pe Instagram și făceam, când vine vărul Vini de la Real, știi ce zici? Cază în Vini. Vini. Cum crezi că va fi afectat vestiarul și, bineînțeles, antrenorul și stafful și tot ce se va întâmpla? Eu zic că Kopitch o să-i motiveze, ca și până acum, trebuie să joace cu inima aceste 4 meciuri, să se gândească că acei suporteri sunt în spatele lor. Și cam asta e atât, motivația supremă mai mult Gianni, atât. Știi, Dinamo foarte greu, Dinamo fără suporte. Să ne zică copii Dinamo, și tatăl nostru abia înainte de meci. Gianni, ai jucat și tu fără suporte și eu am jucat chiar și Niță și știi că chiar e foarte greu. Chiar și Niță. Păi știi de ce zice, auzi? Știi de ce zice chiar și Niță? Giuleștiul era plin tot timpul. Unde a jucat el cu Steaua, era pe la Buzău. Da, hai să zic ceva, dar rămâne între noi. Nu mi-a plăcut asta, cum a zis-o Bănel, dar ce să... Gianni, du-te în atac, că-ți dau pasă decisivă. Da. Gata, am plecat. Dinamo, ca să lăsăm gluma deoparte, Dinamo cred că abia așteaptă să joace în deplasare, Gianni. Să știi că da, pentru că... Pentru că va avea suporteri, pentru... cât vor fi 1.000-2.000 de deplasare. Da. Și poate mai se infiltrează și de la noi pe acolo, știi ce zic? Ei, ia stați un pic, mă băieți, că venim eu o idee așa ca la Oltean. Da, domnul Budăriu. Bun, deci pe Dinamo îi suspens terenul acasă pentru că n-a asigurat că au intrat ăia, că nu știu ce. În deplasare se pot duce... 3.000, 5.000, 7.000, nu știu. Se pot duce individual, dar doar 5% asumat de către club. Dacă ei se înțeleg cu clubul gazdă, cum a fost pe la CFR, și să-i dea tot stadionul. Da, dar tot e responsabilitatea al clubului Dinamo. La fel, și a organizatorului. Pentru lucrurile astea se petrec în deplasare. Necazurile care au fost, au avut loc parcul de triunf. Bun. Luta, ce faci? Pentru că au făcut tărăboi în deplasare unii, tu suspensi acasă. Pentru că este responsabilitatea lor. Sectorul ăla aparține de tine, indiferent unde joci, Aline. Nu putea să-i suspende pe UTA pentru meciurile din deplasare. Suspendă UTA, unde sunt organizatori. UTA în deplasare poate aduna 1.000 de spectatori. La Dinamo. Hai să spun deja că Dinamo în deplasare în aceste 4 meciuri, că a fost prima etapă la Hermannstadt și are 4 acasă, 4 afară. Deci joacă Dinamo la Oțelul, la Craiova cu FCU, la Botoșani și la Universitatea Cluj. Adică deplasări foarte lungi. Poate la Cluj să fie... La Galați o să fie lume multă. În rest, cam greu. Dar să împică la Cluj, ei sunt frați cu Cluj, vin toți și susțin pe Dinamo dacă Dinamo are nevoie în ultima etapă. Iar și așa e retrograda. Auzi, hai să-ți mai spun o chestie. Iar în ultima etapă este Dinamo UTA. Uh-huh.
Adică cu porțile închise. Da. Nu are cum să fie poate... Dinamo. Cum e Dinamo UTA în ultima etapă, 18 mai. Ah, da, stai că ăsta a fost în play-off. Ăla a fost, da, exact, da, a fost în ultima etapă în sezonul regulat a fost Dinamo UTA, în play-off avem tot Dinamo UTA. Deci Dinamo UTA fanii celor UTA n-au voie să vină. Cele două sunt dite între ele, da. Auzi, Gianni, poate vă ajută Nea Mircea să se îndeplinească ce nu-ți dorești tu. Bă, vrei să spun ceva? Ar putea să facă un gest. Să vă dea trei. Nu, nu. Să facă un gest de genul. Da. E un meci... Va fi un meci, îți dai seama. Eu nu cred că se va decide... Aici doar la Botoșani am un semn de întrebare, dar cred că a doua retrogradată direct și cele două care vor merge la baraj se vor decide în ultima etapă. Iar UTA s-ar putea să fie salvată. Mi-aș dori să nu se întâmple să decidem soarta meciului în ultima etapă, sincer. Vezi până la urmă o luptă Dinamo cu voluntari pentru locul de retrogradare directă? O văd, doar că voluntarii o văd într-o creștere de formă. Am văzut ultimul meci cu UTA, Doamne ferește, au avut, cred că tot meciul au atacat. Adică a fost incredibil forța. Eu n-am văzut forță ofensivă în meciul cu UTA la nicio echipă, cum am văzut la meciul. Corect. Ăla. Au fost 2000 de centrări, 15 ocazii de gol, 3 goluri în deplasare. Da, chiar da, așa, în deplasare. De unde a rezultat elanul ăsta ofensiv? Pârvu fiind un antrenor ultra defensiv la Petrolul. Nu că probabil și l-a calat pe remize și pe... Nu, probabil că s-a schimbat și Pârvu. Asta la Petrolul a zis, domne, tactica de joc e așa, mai defensiv. Și acum și-a dat seama că bă, trebuie să joc și ofensiv. Trebuie să câștige, Gianni, că un punct acum nu te ajută cu nimic în situația. Nu te ajută cu absolut nimic, da. Cu Dică vreo 6-7 etape, voluntariu, a marcat o singură dată în acțiune. Din penalti. Dumiter a dat cu FCSB din acțiune, în rest a dat de vreo 2-3 ori din penalti. Da, exact. Da. Deci tu dai un gol din acțiune în 7 etape, și dai trei la Arad, care e o echipă bine organizată. S-au descătușat, domnule. S-au descătușat. Și cu două alea care le dau azi, deci o să fie 5 goluri marcate. Azi îi dau și lui Sibiu, nu? Două goluri lui Hermastad. Cine le dă? Nemet și mai cine? Nemet, da, e primul meci, e primul meci din Superliga. Astăzi voluntari cu Hermastad, iar pe seara avem cu Sepsi, cu CFR Cluj. Dinamo Petrolul luni, Gianni. Unde o să vezi meciul? Îți dai seama că acasă unde se văd? La sala Dinamo. Trece-te, mă, acolo pe tabel sau la sală. Sală, normal. Când or să mă cheme, mă duc. Eu am vorbit, să știi, cu domnul Nicole și a zis că are o simpatie pentru tine. Și pentru mine în mod special. Nu, dar și zis. Mie mi-a spus, acum uite, spun că... Da, am deci început să ne împrietenim. Treaba, nu există, ne simpatizăm. Nu, dar mi-a și zis și îți spun acum că dacă puțin, devenim prieteni, hai că e tare asta, mi-a zis, zice, bă, stai liniștit că tu te mai duci cu Gianni la sintetic la asta, în 2028 vă aștept pe amândoi pe nou stadion, îl invit și pe Gianni. Probabil că, da, probabil că el, nu știu, acum un an de, nu, înainte, nu știu, un an de zile, într-adevăr, când preluase Dinamo, au reintrat în Liga 1 iarăși. Eu nu știam cine sunt acționarii, voi cu Nicolescu, m-a sunat odată și nu știu ce meci era Dinamo cu nu știu cine. Dar nu știam cine e Nicolescu și m-a sunat. Salut, uite așa, te invităm la meci la Dinamo. Și zice, păi din partea cui, cine ești? Și mi-a zis, sunt Nicolescu. Și am zis, care Nicolescu? Păi și cum vrei să te simpatizezi? Din partea lui. Stai puțin. De unde să știu eu că... De unde? Ce ai zis? Așa, care Gianni? Nicolescu? Cine te-a pus să mă suni? L-ai întrebat care Nicolescu și? Și care Nicolescu? Și a zis, îți dai seama că imediat s-a lăsat în jos așa. Păi Nicolescu, bine, zic, n-am cum acum, o să revin. Eu credeam că e vreun angajat prin club acolo, știi ce? Păi nu, dar putea să spună sunt Nicolescu fost la Rapid, că de-aia Robert cred că vrea să-l invite la suflet de rapidist acum. Nu. Pe domnul Nicolescu, de ce? Deocamdată nu, reprezintă Dinamo. Sunt Andrei Nicolescu, noul șef de la Dinamo. Exact. Fost la Rapid, suflet de rapidist. Adică n-am nicio vină, chiar n-am nicio vină. N-ai știut, practic, și dai seama că... Probabil de atunci a zis, bă, asta e, la asta a fost ghinionul tău. Știi ce ar fi frumos să-l suni și tu, că ai nevoie de două invitații, că ai ceva invitați la o mesă, să zică, care Gianni Chiriță din partea cu... E greu, asta e greu, e grea de tot asta. Vrei și tu, Gianni, două invitații luni în sala Dinamo? Bă, asta e grea, n-are cum să întâmple niciodată. Da, Dinamo Petrolul, bateți?
E greu. Nu mai trebuie să răspunzi. E greu. Dar trebuie să batem. Crezi că bateți. Mai ales că veniți după fluviu de la Sibiu și după această suspendare. Dar știi cum e, meciurile astea trebuie să le uiți. A fost și pauza asta cu echipa națională. Da, trebuie să batem. Indiferent ce ar fi, trebuie să batem. Ție ce ți-a plăcut, Giannis, ce nu ți-a plăcut la echipa națională aceste două meciuri cu Irlanda de Nord și cu Columbia? Să știi că am văzut meciul cu Columbia, cu Irlanda nu l-am văzut. Cu Columbia, că a fost mai important. Au fost și plusuri și minusuri. E greu să joci cu o echipă care are un ritm de joc incredibil, cum e Columbia și jucători individuali, nu mai vorbim de asta. La echipa noastră trebuie, ăștia sunt, până la urmă, ăștia sunt ai noștri. Nu avem alții. Trebuie să credem în ei, trebuie să-i susținem cu bune, cu rele. Ok, n-ai, e foarte greu să joci cu Columbia. Gândiți-vă, a bătut Spania, a bătut Germania. Am jucat cât am putut și noi. Ce ți-a plăcut? Păi, în primul rând, repriza a doua mi-a plăcut foarte mult. Intrarea lui Giannis, Denis Mann, Moruțan îmi place. Aș vrea mai mult de la Stanciu. Stanciu, meciul ăsta nu l-am văzut foarte activ. Până la urmă, e o echipă care muncește. Noi suntem o echipă de muncitori la ora actuală. Dar se va vedea la campionatul european asta. Avem șansele noastre. Eu cred în ei. Până la urmă e și presiunea campionatului european. Acum toți joacă mai degajat în amicale. Acolo e altă presiune. Care sunt jucătorii, Gianni, care nu trebuie să lipsească din primul 11 în acest moment la Naționala României? Da, clar, uite, Denis Mann, îmi place foarte mult. Adică, e într-o creștere de formă extraordinară și nu trebuie să lipsească din primul 11. Deci tu doar pe Mann îl vezi clar. Da, da. 100%. Da. Am înțeles. Hai să vedem ce se întâmplă și luni la meciul cu Petrolul și apoi și cu suspendarea aceasta, dacă se reduce sau rămâne, și bineînțeles ce se întâmplă în incendiul ăsta de play-out care ne așteaptă. Gianni, mulțumim mult de tot. Salutări de la Bonel, salutări de la Robert, salutări de la domnul Buzărin. Weekend plăcut. Ne auzim. Zi frumoasă. Mulțumim frumos. Naftă. Mulțumim, Gianni Criță, în direct cu noi aici la Fanatic Superliga. Alin, 4 etape, mult? Având în vedere că sunt 4 din 4 în acest moment. Mie, ce mi se pare, și o să încerc să fiu scurt, mi se pare și cu ce s-a întâmplat la Rapid, și cu de ce râdeți? E greu, încerc să fiu scurt. Noi râdem pentru, suntem conștienți că pentru tine e foarte greu să fii scurt. Foarte greu să fiu scurt, da. Deci și ce s-a întâmplat Rapid la jumătatea lunii. Și ce se cu autoritățile statului de data aceea. Acum cu autoritățile fotbalistice, Comisia de Disciplină. Eu cred că s-a început ceva în ideea intronării unui climat. Să terminăm cu petarde, cu chestii de-astea. Bun. Acum, noi o să vedem. Deci dacă sunt... E o cruciadă, cum am și scris în Gazeta Sportului, în materialul de ieri, o cruciadă împotriva acestor lucruri. Noi ne-am gândit că la Bocciu și la el se duce spre pistoale, păi, spre puști, spre nu știu ce. Fac o scurtă paranteză și te las. Nu mai sunt cei de la Rapid primii în orice, că așa spunea păi, Gigi Porțean. Noi suntem primii mereu. Aici nu. Nu. La păi Rapid, nu, stai că la Rapid n-a intrat nimeni pe teren Nu s-a întâmplat pe teren. Dar Rapidul vezi că a plătit 400.000 de lei amenzi. Nu cred că asta e problema, că a plătit. Că probabil și Dinamo ar fi preferat să plătească 500.000, dar să aibă tribuna. Bun. Acum, vom vedea la decizia de Comisie de Apel, care probabil va fi în scurtă vreme, săptămâna după etapa viitoare următoare. Sau așa, uite. Dacă se va reduce, înseamnă că doar ni s-a părut că e o cruciadă. Și că practic nu e o cruciadă. Foarte bine spui. Dar dacă nu se va reduce, înseamnă că într-adevăr există. Și o spună, nu domnule, noi suntem intransigenți, cine mai aruncă o coajă de sămânță. Și așa ar trebui să fie, cine mai aruncă... Bun, măsura luată atunci la Rapid, la meciul cu Farul. Da. Ei, bun, s-au bătut pe afară, în teren, n-a fost nimic. Și atunci de ce s-a la nicio echipă? Pentru meciul cu Steaua, cu FCSB s-a suspendat. Da, că au dat din anumite sectoare cu cărnitori și tu ai suspendat pe luza aia din care nu s-a aruncat nici ambalajul de la Eugenie. Nu, au fost. Haideți că aveți timp să vă contrați după aceea. Ai zis că e scurt și nu urteți de promisiune. Deci s-au băgat peste mine. La telefon este prietenul nostru Cornel Dinu. Bună ziua, mister. Bună, Cristi, și ție și invitaților. Alin Buzărin, Daniel Nicoliță. L-am auzit pe Alin foarte, adică vehement, ca de obicei.
Tocmai ți-am citit editorialul înainte să intru aici, înainte să mi-l trimiți tu. Tocmai atunci l-am citit și chiar am savurat povestea cu legendarul Ion Pumnea, unchiul lui Cornel Pumnea. Da, câte de-astea... Editorialul lui Cornel Dinu, care îl puteți găsi acum pe Fanatic. Mister, ce se întâmplă și ce se crezi că se va întâmpla cu această suspendare de 4 etape pentru Dinamo, venită tocmai acum când mai sunt 4 etape de jucat pe teren propriu din 4? Spune, se spune că eu țin minte când l-a reprimit pe taică-meu după 10 ani de munca de jos, maestru era la Schela Biforâta, era simplu muncitor, după 10 ani de zile. Mă duceam, l-am primit în avocatură, în fine. Fusese coleg cu Mihai Dimitriu, fratele romancierului de la Paris, care era atunci ministrul justiției. L-am primit în avocatură și țin minte că mă duceam de multe ori să laudă la celebra clădirea tribunalului din Târgu Miște, în care exista, deasupra există statuia zeiței dreptății. Și îi spuneam, zic, tată, dar parcă acum câtva timp arăta altfel. Zice, zeița justiției este de la început cu un bandaj la ochi ca să nu vadă unde vine vreo influență sau să vadă lucrurile complex subiectiv. Apoi are o sabie în mână, sabia dreptății, și în mâna cealaltă are balanța cu care judecă. Și el îmi povestea că mie, mă rog, face parte dintr-o anumită generație, anilor 30, făcea parte, mi-a dictat și ca judecător, ca procuror, sunt niște discuții lungi și nu vreau să le fac acum, mi-a dictat decât litera legii și conștiința proprie. Acum vă referiți la fenomenul acesta care s-a petrecut și la sancțiunile acestea majore pe care le-a dictat Comisia de Disciplină. Aici lucrurile capătă două aspecte. Convingerea mea este, și chiar am niște informații în acest sens, această pedeapsă destul de gravă, aspră, care aduce niște prejudicii în primul rând și echipei, este dictată mult mai de sus decât România. Pentru că se știe că în partea asta a Europei s-a cam sărit peste calul, așa zis, al bunei cuvințe în tribună și tot felul de agresivități, petarde, bătăi. Și atunci se încearcă un exemplu. Problema este că este un exemplu care pedepsește o masă de suporteri. Și aici există relativ acestei decizii, pentru că, după părerea mea, haideți să ne gândim ce s-a întâmplat în 1985, când de atunci a plecat fenomenul acesta agresiv, hooligans, în celebra finală dintre Juventus și Liverpool de la Heysel la Brooklyn. Da. Atunci, mă rog, s-au luat la bătaie, s-a dărâmat o tribună, au fost vreo 40 ceva de morți. Lucrurile luaseră razna în Anglia din punct de vedere al acestui fenomen. Și atunci s-a acționat foarte clar, în sensul că s-au identificat vinovații principali din marea masă a suporterilor, au fost trași pe dreapta, au fost suspendați o perioadă lungă de timp să nu participe la meciuri. La anumită oră, la 12 meciuri, la 4, trebuiau să se prezinte la secția respectivă, comisariatul de poliție. Îi trata cu o bere, se uitau la meci și, practic, o perioadă de timp, 5 ani, 4 ani, 3 ani, în funcție de gravitatea ce făcuseră, nu au mai avut dreptul pe stadioane. Și acest fenomen s-a aplanat într-o mare măsură. O clipă, mister, numai o secundă, atunci, bun, s-a întâmplat chestia asta, dar fotbalul englez a suferit nu mult, enorm, colosal. 5 ani de zile, cluburile, ei câștigaseră din ultimele 10 cupe ale campionului, câștigaseră vreo 7. Liverpool, Nottingham Forest, anii 80, pe acolo, nu știu ce. Și tu ai scos 5 ani de zile... Adică tu practic jucai degeaba. Deci măsura a fost la fel a fost demonstrativă în defavoarea fotbalului englez,
5 ani de suspendare. Cum să spun, de justiția de multe ori se face nu numai televizat, ci și demonstrativ. Demonstrativ se face de mult justiția și nu de pe acum, de când a început ea. Adică există un anumit principiu și anume că la un fenomen care încearcă să ia amploare depinde de caracteristicile poporului respectiv. E foarte bine să pedepsești 2-3 și fenomenul practic se stinge. Aduceți-vă aminte că în perioada dinainte de 1989, noțiunea de integritate, de cinste, de corectitudine este relativă în ființa umană. Tentațiile, instinctele sunt uneori mult mai puternice. Și de aceea s-a făcut legea, s-a făcut și morala, mă rog, dar ea ține și de credință, lucrurile s-au pierdut în timp. Ei bine, atunci, până în 1989, sigur că exista un responsabil de alimentară care mai înșela la cântar. Sau celebrul Ștefănescu, care a fost fabricant de vinuri. Practic, dumneavoastră exista... spuneți, apropo, scuzați-mă, dumneavoastră spuneți că această suspendare, această pedeapsă care a venit de 4 etape este undeva deasupra României. Asta înseamnă că se vor mai întâmpla, se vor mai lua astfel de decizii în acest sens pentru a respecta anumite directive UEFA? Din informațiile mele este, vizează direct și România, deci o luptă totală asupra manifestărilor huliganice care dăunează foarte mult fotbalului în general și la ce s-a ajuns. Și bineînțeles că s-a mers pe ideea că mai degrabă dau o pedeapsă mult mai dură decât este prevăzută, poate și care ar fi normal, pentru ca lumea respectivă să se spere și să astâmpere. Eu sunt adeptul ideii că de la început s-au pierdut frâiele acestei justiții la noi, pe stadioane, în sensul că era foarte simplu la mijloacele care sunt la ora actuală să se identifice principalii vinovați din grupurile de suporteri, aceștia să se dea un exemplu cu ei, să fie interziși pe stadioane cum a fost în Anglia. Și foarte bine spunea Alin că acolo n-au fost pedepsite numai grupurile de suporteri, au fost pedepsite echipele în sine, adică fotbalul britanic. De multe ori, ținând cont de caracteristicile unui popor, poate că nu e rău să dai o pedeapsă exemplară, mai dură decât se așteaptă cineva, tocmai pentru a grăbi eliminarea fenomenului. De asta deci, se făceau execuțiile în piața publică, să vadă târgoveții, să vadă lumea, bă, dacă furați, dacă nu știu ce, aici vă decapităm, vă frângem pe roată. Deci, întotdeauna, Evu Mediu a dat exemple în sensul ăsta. Nu numai Evo Mediu. Și înainte, dacă vrei, este pedeapsa celebră care era cu bătaia cu pietre, care este înaintea Intifada, da. Și, cum să spun, important este, mi-aduc aminte de o carte celebră și un personaj celebru, Papa Giovanni al 23-lea, care are o istorie teribilă, era făcut pacea între Cuba și între americani și ruși în 1963 pe timpul lui Kennedy, și în care el era nunțiu papal la Sofia. Și practic acolo unde era o țară creștină, ortodoxă, habonică din punctul ăsta de vedere, și au existat chiar niște manifestații chiar în fața sediului unde avea el clădirea nunțiului papal. Și a avut tăria să iasă, era un fiu de țăran, unul din cei mai celebri papii ai istoricii catolice, și practic a ieșit în față, era o mulțime pornită ca să-l pedepsească, să-l arunce catolicismul din pământul creștinismului de sorginte slavă, și în momentul ăla a avut inspirația, care este de fapt din Biblie și este foarte veche: cine se consideră fără păcat să ridice piatra. Și momentul a fost un moment de liniște și s-au liniștit. Că toți avem păcate și așa mai departe. Convingerea mea este că această măsură s-a luat pentru a
pune pe gânduri în principal spectatorii. Sigur că ea este mult mai mare decât ar fi trebuit. Eu sunt adeptul să se fi început cu identificarea factorilor perturbativi din tribună, identificarea lor, tragerea lor deoparte, amendarea, la fel cum a existat o parte din măsurile luate pentru corecție în Anglia, și după aceea nu s-ar fi ajuns cum s-a întâmplat la Dinamo cu UTA, care de fapt nu cred că s-au bătut suporterii lui Dinamo cu suporterii lui UTA, suporterii lui UTA fiind foarte puțin, mai mult a fost o luptă celebră, tradiție, adversitatea care există între Steaua și Dinamo, adică cei care s-au aliat cu câțiva suporteri care au venit de la Arad, au fost mai mulți suporteri ai fostei echipe militare și care ei au fost principalii actori în această luptă total sălbatică cu galeria Dinamo-Vista. Da, s-a bătut Dinamo cu Steaua și a fost suspendată UTA. Așa este. Deci, aici, după părerea mea, se merge pe ideea unei măsuri mult mai aspre pentru a încerca să fenomenul să-l temperezi, chiar să încerci să-l anulezi, prin ceea ce înseamnă, cum spuneam noi popular așa, frica păzește bosănăria. Păsește pepeni, corect. Cât de afectată va fi? De cele mai multe ori, frica este mai puternică decât este prima măsură care trebuie implementată înainte de ceea ce înseamnă pedepsa în sine. Cât de afectată va fi Dinamo, mister, de această suspendare? În această luptă pentru evitarea retrogradării, la asta mă refer. După părerea mea, destul de mult în ceea ce înseamnă echipa, pentru că între suporterii Dinamo sunt cunoscuți ca foarte mulți și în toată țara și cu afinitate și care de multe ori duc echipa spre a întoarce rezultate sau pentru a câștiga. Deci, pentru Dinamo, o măsură de genul acesta constituie un handicap de luat în seamă. Da, se schimbă radical datele problemei vis-a-vis de bătălia din play-off, din play-out? Se schimbă într-o oarecare măsură, pentru că de multe ori atitudinea echipei Dinamo în ultima perioadă, și sunt de apreciat suporterii care au fost majoritatea momentelor alături de echipă, de la prezență, încurajări și până la cotizații. Sigur că există celebra dezbinare dacică, acum s-au mai rupt de niște grupulețe, dar consider că în situația în care se află Dinamo, o eventuală interzicere a participării suporterilor lui Dinamo la meciurile echipei este un handicap și pentru prestația echipei. Dinamo cu Petrol luni, mister, ultima întrebare. În aceste condiții, fără spectatori pe Arcul de Triumf, cum vedeți dumneavoastră întâlnirea? Este o întâlnire, dacă vrei, echilibrată din toate punctele de vedere și consider, așa cum am spus adineauri, că dacă se ajunge la respectarea acestei, există calea aceasta de atac la instanța superioară, se va judeca cazul, dar repet, sugestia unor pedepse atât de grave n-a venit de aici, ci este venită din afară, de la forurile internaționale, repet, pentru a treia oară, din informațiile mele. Deci, văd ce-i cu ăștia. Și atunci se aplică o măsură superioară legii, de aceea cred că, din punctul ăsta de vedere, Dinamo va avea un meci mult mai greu fără suporte decât ar fi avut dacă aveam suporteri alături de ei în tribună. Mulțumim mult de tot, mister. Multă sănătate. Mulțumesc la fel și vouă, numai bine. Numai bine. Cornel Dinu direct cu noi aici la Fanatic Superliga. În timp ce domnul Dinu vorbea cu noi despre acest subiect, această suspendare de 4 etape pentru Dinamo și pentru UTA, mi-a scris un suporter rapid și ar trebui să fac niște rectificări. Ați fost primii
Robert, cu cei de la Rapid, cu numărul de etape suspendate, cu porți închise pe propriul stadion. S-a întâmplat în aprilie 2013, 6 etape de suspendare pentru Rapid. Atunci, au fost niște incidente la un derby cu FCSB, 6 etape suspendare Rapidul și o amendă de 70.000 de lei la acea oră. 4 etape s-au jucat în acel sezon fără spectatori și după aia încă 2 etape în Liga a doua fără spectatori, când Rapid nu a primit licența din prima divizie. Exact, atunci, și a fost retrogradat. A jucat un meci la Vaslui cu Vaslui în prima divizie și prima divizie și după aia au zis în a doua. Nu, păi, da, îi mulțumesc fanului Rapidist care mi-a atras atenția, m-a tras puțin de ură, dar e bine suflet de Rapidist, vezi? Suflet de Rapidist, atent, e bine să punem lucrurile la punct și bineînțeles povestea din 90 e mai depărtată, dar și mai interesantă. Iarăși, dacă se poate, într-un minut o sumarizez. Da, ai 17 minute, mulțumesc. Meci la Pitești, FC Argeș cu Rapid, etapa 7-8, așa ceva. 2-1, arbitrat de Porumboiu, 2-1 pentru FC Argeș. Suporteri rapidiști. Final 2-1, nu? Final 2-1. Suporteri rapidiști considerați dezavantajați. Era echipa cu Goanță Țâră, Gică Cârstea, mă rog, Florică Drăghici. Goanță Țâră și cu Gheară. Cu Gheară nu prea era, mai puțin titular. Da, așa. S-au bătut acolo. Suporteri a intervenit comisia. Și l-au dat, nu știu, vreo 8 etape, dar și pe stadion și pe stradă, da, cu legea Beranger. Ce înseamnă legea asta Beranger? Nu se pune în aplicare și dacă mai faci, faci și coada de la chestia aia. Și da. Dacă, da. Se dacă așa. Se mai întâmplă incidente, faci și asta. Exact, faci și codița. Faci și codița. Da. Mergem în Spania, îl avem în direct cu noi pe liderul DDB din Spania, domnul Dragoș Sterpu. Dacă ne auziți, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Cristi. Nu sunt liderul DDB, nu sunt liderul DDB Spania, am fost. Cel mai cunoscut câine din Spania, e bine așa? Este perfect. Da, Alin Buzărin, Robert Niță și Bănel Nicoliță sunt în direct cu noi. Vreau să salut pe domnul Alin Buzărin, îl salut cu respect. Și pe Robert l-a salutat, dar mi-aduc aminte de un 5-4 și nu prea îmi cade bine. Vă salut cu respect și eu. Apropo de acel 5-4, vrea să meargă și el înainte să se dărâme tot stadionul, să-și ia și el o amintire de pe stadionul acela. Să roage un prieten din Amovit să-i aducă bucățica de tenis, să nu se ducă pe acolo. Am vrut să iau tabela de marcaj, dar nu mi-au dat de la primărie aprobare să o pun în fața casei. Ce să faci mai bine? Să-i scările alea, că tu toate golurile ai dat în poarta asta de la scări, de la bulevard. De la discobol. Da, de la discobol. Da. Ia scările și să rezolvi. De la sud. Ce facem, domnul Sterpu, cu această suspendare de 4 etape și cât de afectată credeți că va fi echipa și parcursul în acest play-out? Eu v-am trimis un mic video, mic scurt video, pentru că n-a durat foarte mult, de la meciul Columbia-România, undeva repriza a doua, prin 70, unul din mijlocul galeriei columbiene, a încercat să facă un pic pe erou și a scos o fumigenă. A durat, cred că 20 de secunde, până a fost scos din tribună acea persoană. Adică acolo s-a acționat la secundă. Deci nu există. În primă și în primul rând, eu nu iau apărarea la cei care fac sau ce au făcut la meciul Cuta. De parte de mine și cred că niciun suporter din Amovist nu încearcă să pună parte unor huligani. Dar lucrurile s-au întâmplat cu mult înainte de începerea meciului. Eu cred că domnul Velicu avea o obligație în primul și în primul, așa cum este legea 4, care este o lege foarte veche, care s-a făcut într-un timp în care nu erau sisteme de identificare pe stadion, cum este acum, trebuie modificată. Eu cred că domnul Velicu trebuia să acționeze înainte și să nu permită pe stadion accesul celor care au făcut ce au făcut. Care n-aveau buletin de București, domnul Dragoș, și era foarte simplu. Asta este să se întâmplă la CFR și se întâmplă la CFR și este singurul loc unde se întâmplă așa ceva. Păi și nu e bine că evită niște probleme de astea care afectează în mod direct echipa? Robert, unde s-a greșit și unde s-a acționat corect? Și fac o comparație cu ce s-a întâmplat înaintea meciului România-Irlanda, unde Ionel Ganea a greșit, n-a oprit la un baraj și a fost scos din mașină de către jandarmi, urcat în duba poliției și dus o oră la secția de poliție. Și o altă parte, al doilea, înaintea meciului Dinamo Luta, s-a luat la bătaie cu jandarmi. Deci, practic, a fost război pe stradă și n-a fost nimeni reținut.
unde s-a procedat bine și unde s-a procedat greșit. Greșit, din punctul meu de vedere, s-a procedat în ambele cazuri. În ambele cazuri, corect. Acum eu sunt curios, așa cum este legea asta 4, are un articol unde prevede că prefectul sau reprezentantul prefectului, care trebuie să fie prezent la stadion, are obligația să fie informat de orice eveniment și cu acordul prefectului sau reprezentantul prefectului să permite sau nu accesul pe stadion. Domnul Velicu a informat reprezentantul prefectului pe stadion? Eu nu caut scuză, nu caut scuză. Eu vreau să spun faptele cum s-au întâmplat. Prefect, indiferent, sau... domnul Dragoș, îmi cer scuze că vă întrerup din nou. Indiferent ce s-a întâmplat în centru de comandă, din punctul meu de vedere, vina aparține în totalitate organizatorilor. Este, eu sunt total de acord și pe această cale, domnul Voicu spunea că nu are motive să-l dea afară pe băiatul ăla de la pază. Acum cred că are motivul cel mai important. Poate să-l dea, trebuie dat afară imediat după meci. E un alt film trimis la Fanatic. Am arătat cum arată, cum sunt pregătiți și preparați băieții care asigură ordinea și paza. Stuarsii, cum se numesc în România. Sunt exact pregătiți ca trupele speciale. Pentru că sunt firme în care să poți angaja pentru evenimente sportive sau culturale, ai nevoie de o anumită licență. În general au și arme și ați văzut că mulți dintre ei în imagini se văd că au pistol. Aici este un pistol cu bile, dar au pistol. Și sunt obligați să treacă la 6 luni teste fizice. Deci numai acele persoane pot asigura paza și ordinea la evenimente sportive, culturale, muzicale, etc. Astea sunt faptele. Să discutăm puțin despre decizii și despre această pedeapsă de 4 etape și pentru Dinamo și pentru UTA. E mult, e puțin? O să-i dau lui Robert o veste proastă. Dinamo va juca cu spectatori. Când? Inclusiv meciul de luni îl va juca cu spectatori. Și spun și de ce. Eu aseară l-am sunat pe Justin Ștefan, l-am întrebat ce se poate face ca măcar să intre femei și copii pe stadion. Ce spun acum are destul de multă implicare, dar ăsta este adevărul, există regulament în lege. De dimineață, a spus că vorbim de dimineață, am vorbit de dimineață cu Justin și Ștefan, a luat legătura cu juristul LPF și în articolul 23 de regulamentul disciplinar există posibilitatea, dacă clubul Dinamo solicită, ca luni pe stadion să intre femei și copii pe stadion. Pentru mine nu este o veste proastă, este îmbucurător că Dinamo va face acest demers, pentru că s-a întâmplat și la echipa națională. Eu sunt curios dacă domnul Ștefan este consultat la clubul Dinamo. Nu, eu nu este consultat la clubul Dinamo. Eu l-am sunat reprezentând o grupare de suporteri dinamoviști și a fost practic o discuție dacă există vreo posibilitate, nu este consultanță. Păi asta ar trebui să o facă un reprezentant oficial al clubului Dinamo. Era următoarea, întrebare. Cineva de la Dinamo va face această cerere? Eu personal am vorbit cu... Am încercat să-l sun pe Andrei Nicolescu, nu mi-a răspuns. Din ce cunosc eu, noi ca grupare de suporteri nu putem interveni, trebuie să vină o scrisoare din partea clubului Dinamo care să invoce articolul 23 din regulamentul disciplinar. Dar nu era mai bine, domnul Dragoș, clubul să trimită un jurist să apere cauza sau să se intereseze, nu să, cu tot până respectul pentru dumneavoastră, dar dumneavoastră nu aveți nicio calitate oficială să vorbiți în numele clubului Dinamo. Eu nu am nicio calitate oficială, eu vorbesc în numele unor suporteri dinamoviști. Păi și eu l-am sunat să întreb dacă poate să intre pe domnul Ștefan, dacă poate să intre femeile gravide în sectorul 323 pe Giulești și nu mi-a răspuns. Nu cunosc acum de ce nu ți-a răspuns. N-avea teste de sarcină. Nu cunosc de ce nu ți-a răspuns ție, Robert. Deci Justin Ștefan spune, domnul Dragoș, că există această posibilitate să joace cu spectatori, adică femei și copii Dinamo cu Petrolul, dar următorul pas ar fi ca Dinamo să acționeze oficial pe această cale. Da, este exact, este ceea ce trebuie să facă clubul Dinamo, să solicite ligii profesionale de fotbal în virtutea articolului 23 din regulamentul disciplinar. Și în momentul ăla este permis accesul femeilor și copiilor pe stadion. Este permis dacă aprobă Liga, domnul Dragoș. Sigur. Nu, atâta timp cât în... Robert, legea
se judecă în litera și în spiritul ei. La Dinamo a fost decât litera, de spirit s-a uitat. Păi spiritul a fost că s-au bătut ăia, domnul Dragoș, pe gazon. Spiritul că s-au bătut ăia, dacă nu erau lăsați pe teren, probabil nu păi se bătea. Păi e vina clubului Dinamo că i-au ajuns pe teren, nu e vina nimănui. E vina clubului, a organizatorului, e vina celor de la Arad pentru sectorul oaspeților. În același ritm, tot numai cu litera 23, fără spirit, așa s-a judecat și prima oară în comisie, fără spirit, numai litera, spune clar că se poate face solicitare și pe teren să intre femei și copii. Adică în acest articol 23 din regulamentul disciplinar despre care vorbiți, nu mai contează, apropo de ce spune și Robert, vina clubului. E pur și simplu un articol, o litră de lege. Da, o să și s-a mai practicat și la echipa națională. Da. Și la Rapid odată, vă povestesc eu după aia, că e o poveste colosală. Iarăși. Nu, dar aici o să intervin altă problemă, pentru că vor crește iar costurile de organizare pe Arcul de Triumf. Că una nu e să joci fără spectatori. Dinamo avea nevoie undeva la 6.000 de spectatori ca să-și acopere, exact. 5.000 de spectatori. Cred că nu cred că mai e o prioritate pentru ei în momentul ăsta. Adică vezi, doamne, că cheltuie. Nu cred că mai e prioritar. Da, domnul Dragoș. În momentul ăsta. Vor fi 5.000 de copii și femei pe stadion. Poate să fie asta și 10.000, 7.000, mai 10 mult 7.000, 10.000 are cum să fie plin capacitatea. Adică dacă stau doi pe un loc că sunt mai mici copii. Nu, dar ar fi foarte bine să facă o campanie prin școli, prin nu știu, să aducă copiii. Hai să vă povestesc repede. Lasă că ne povestești. Păi nu, s-audă și domnul Dragoș. Dom'le, 2011 sau 12, Rasea, Târgu Mureș, ăla FCM-ul, divizia, ăla cu portocaliu, cu culori politice. Și Rapid, meci cu Târgu Mureș, după ce se întâmplase ceva. Și practica ideea asta cu femei și cu copii. Și vreo 5-6 mii de femei și de copii. A plecat și nevastă mea cu fetele la meci. Acolo să se ducă. Bă, ne duce la meci. Duceți-vă, bă, că e liber. Și se joacă meciul Rapidul cu Târgu Mureșul. Dom'le, și un banner mare dinspre tribuna a doua, plină de mame rapidiste, pe care scrie, la adresa lui Mitică, 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 să ne pup. Da, 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 da. Deci e periculos și cu femei și iată ce se poate întâmpla. Da, l-a fost mare, l-au filmat toate televiziunile, a apărut în toate ziarele. La noi în tribună o să vedeți că sunt numai doamne și domnișoare foarte drăguțe și foarte educate. Și copii foarte drăguți și foarte câini. Foarte câini. Pui de câini. Spuneți-mi și mie, apropo, dacă tot ați discutat cu domnul Justin Ștefan, există și o șansă ca această pedeapsă să fie redusă la apel? Bănesc că a spus și această întrebare, sau n-a spus? Pentru mine a fost singur, exact de asta l-am și sunat, a fost exact cum putem, dacă există în regulament ceva de care... Noi nu suntem, Robert, eu nu sunt jurist, meseria mea e alta și de asta și am preferat să sun, să întreb și nici Justin nu mi-a spus aseară, a spus vorbim cu juristul EPF să vedem dacă există ceva în lege care să puteți avea acces pe teren, măcar cu copiii și cu doamnele. Nu am discutat de recurs, pentru că probabil asta este un lucru pe care trebuie să-l pregătească Dinamo și clubul Dinamo să-și pregătească apărarea și clubul Dinamo și probabil toate cluburile din Liga Profesionistă de Fotbal ar trebui să-și pregătească și sistemele de pază. Să nu mai ia băieți de pe stradă, le dă 50 de lei, le pune o vestă verde pe ei și sunt scoase. Păi vedeți, domnul Dragoș, că ați ajuns la miezul problemei. Dacă vin bunicii aia care... I-am văzut cu toții săracii cum ei se țin de balustradă să nu cadă în teren și sunt stiuari și paznici la stadion, normal că se întâmplă ce s-a întâmplat. Aici e problema, că ei spun că economisesc 30.000 de lei și uitați ce se întâmplă, pierd din bilete 300.000 de lei probabil. Da. Și pot duce și echipa mai aproape de divizia B sau de baraj. Robert, lucrul ăsta nu se întâmplă de ieri de azi. Nu, păi... Normal că nu se întâmplă de ieri de azi, dar vedeți referitor la ce vorbeam și la de pedeapsă și de la ceea ce s-a întâmplat, probabil că este momentul să nu se mai întâmple. Una din discuțiile avute cu de mine aseară cu Justin, exact i-am și spus, de ce nu încercați să copiați cum este afară, deci nu mai dai în club, nu mai dai în marea majoritate a suportori,
copiați cum este afară. Acolo firme de pază sunt special autorizate pentru a participa la asemenea evenimente. Domnul Dragoș, la noi, mă scuzați că vă întrerup din nou, la noi ceea ce fac cluburile, multe dintre cluburi fac de sărăcie, ca să facă economie. Să facă o economie, și zic, exact. Lasă-vă că nu se întâmplă la noi, că nu au bani, asta este realitatea. Probabil toți ar dori să plătească de 3 ori mai mult o firmă de pază și să nu se mai intre cu fumigene, să nu se mai intre cu petarde, să nu se mai bată ăia între ei, să nu mai ajungă pe gazon. Dar când se uită pe factura pro formă și văd acolo multe zerouri, zic, lasă băi, luăm tot pe bunicuțe ăștia, că ăștia ne costă un sandwich și 50 de lei. Și de-aia să ajunge unde să ajunge. Pentru că sărăcia te împinge și la compromisuri. Întrebarea e simplă, domnul Dragoș. Dacă rămâne această suspendare de 4 etape, se salvează Dinamo la retrogradare? Dinamo se va salva. Dinamo se va salva. Sunt convins. Acum, când am vorbit ultima oară, Cristi, nu aveam... Mi-era frică. Mi-era frică la momentul ăla. Chiar m-aș fi mulțumit să intrăm în play-out, să intrăm cu 3-4 puncte diferență de primul loc de baraj. Acum suntem pe loc de baraj și eu sunt convins că Dinamo se va salva. Deci eu nu fac probleme. Dinamo în momentul ăsta, mai ales că acum avem toată echipa validă, toți jucătorii noștri importanți sunt recuperați, este greu. Cred că avem una cele mai bune echipe din play-out. Vă lipsește cel mai important jucător, domnul Dragoș. Public. Și asta va conta enorm. La Fani se referă. Robert, ți-am spus că vom avea... Nu, domnul Dragoș, haide să fim serios, nu știu, o doamnă, o domnișoară, un copil se poate manifesta ca un suporter, ca un adult, ca un bărbat. Mai mult decât atât, ei vor fi privați de suport, de aportul galeriei care este organizată, care mai fac o coreografie, care pun presiune pe adversari și așa mai departe. Dumneavoastră cunoașteți fotbal și ok, e îmbucurător că credeți și că vreți să fie lucrurile ok, dar una e să strige Vasilica cu Tănțica și alta e să fie, nu știu, care liber PCH, acolo. Da. Deplasare vom avea galerie, nu trebuie să-ți faci grijă. La meciul deplasare și aia 1000 de oameni fac cât tot stadionul, Oțelul. Păi 1000 n-aveți cum să fie, că e doar 5% conform legii. Dumneavoastră vorbeați de legi și de regulament. Vreo 700 de suporteri poate să intre pe stadion la Galați. Da, exact ce povesteam. Dinamo abia așteaptă joace în deplasare după această decizie. Și da, Robert, uiți un lucru, că Dinamo nu este rapid. Păi nu, chiar nu e, n-are cum. Păi Rapidul e pe locul 2. Te rog frumos, lasă-mă să termin. Când spui Dinamo, spui echipa națională și cred că ai văzut că am tot pe unde am mers Dinamo, că nu vin în București, marea majoritatea suporterilor. Vin de la Cluj, vin de la... Păi și la Rapid vin toți din București? Păi voi nu prea aveți decât bazinul vostru undeva pe București, pe acolo se termină. Păi probabil nu, în Spania n-aveți satelit și nu vedeți decât meciurile de pe Giulești. Bine. Rapidul unde joacă în deplasare umple stadioane, domnul Dragoș. Da, vine lumea să-i vadă pe Rapid, nu vine să-i susțină pe Rapid. Păi noi susțin suporterii fideli, galeria, ca cei care merg organizați și pentru care clubul își asumă responsabilitatea. Dar uitați-vă la media de spectatori a Rapidului în deplasare să vedeți că este o medie serioasă. Este, dar ca să facem o comparație la ce spune și domnul Dragoș și să comparăm ce peluză a avut Dinamo la Sibiu în ultima etapă și peluza Rapidul la Sibiu când a jucat la Sibiu. Adică... Da, e o zonă, Sibiu este o zonă de dinamoviști, așa. Da, bun, nu, întrebarea către tine ar fi fost alta. Care este o zonă provincială de rapidiști? Cum au FCSB-ul și Dinamo exclusiv în anumite zone, nu este. Nu este. Nu. Păi nu este. Păi nu este. Deci Dinamo, eu știu, sunt Tăunia pe la Alba, Ardeal, mult Ardeal. Mult Ardeal pe acolo. Tăunia veneau din 80. Dar deci, și prin venirea lui Țălnar la Dinamo, probabil că s-a întărit. Și toată zona și Curezii. Mai sunt Alba Iulia, Hunedoara. Da. Uite, la Oradea ce a fost când au jucat, nu știu ce meci. Dobrogea. În Dobrogea sunt foarte... Nu știu, acolo sunt geamparale mai mult, nu? Da. Am înțeles. Deci dumneavoastră spuneți, domnul Dragoș, că Dinamo se va salva oricum de la retrogradare și până la urmă ne interesează ce arde meciul următor cu Petrol, unde, așa cum ne-ați povestit, există posibilitatea ca femeile și copiii să fie pe stadion și să avem spectatori la acest meci.
Vedem ce se întâmplă. Dacă va cere clubul lucrul ăsta. O să luăm imediat legătura și cu cineva din club rural, cu domnul Niculescu, ca să ne lămurească vis-a-vis de acest lucru. Mulțumim mult de tot pentru intervenție. Zi bună și spor la treabă. Numai bine. La revedere. Zi bună. Dragoș Terpu, eu i-am spus liderul DDB, el mi-a spus că nu este liber. Înainte. O secundă, Bănel, că merg la tine imediat. 48 de ore este abia sâmbătă seara, deci mai au timp. Mai au timp. Meciul luni. Haideți să vă dau și arbitru meciului de mâine seară, Universitatea Craiova cu Rapid, un meci foarte, foarte interesant. Ici Vancova, este la centru, cel care a arbitrat și în tur meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova. Cu Artene din Vaslui și cu Marinescu Vasile, aia asistenții lui, da? Varu, ia Marinescu din București. Ia zi Varu. Zic dacă Varu, Cătălin Popa ne-a smulg. Arbitrul VAR, Cătălin Popa. Păi, dar de unde ai tu pe cuvânt? Da, și al doilea arbitrul VAR, Cristina Trandafir. Deci ei sunt nedezlipiți. Haideți să luăm legătura și cu domnul Andrei Niculescu, dacă se poate. Eu știu informație dinspre Dinamo în acest moment că LPF a acceptat în acest moment ca Dinamo Petrol să joace cu copii. Păi acceptase de aseară. Am citit și eu, citisem până la domnul Dragoș. Hai să o confirmăm și oficial de la domnul Andrei Niculescu ca să fie treaba ok și subiectul închis. Este îmbucurător că cei de la LPF sunt transparenți așa și sfătuiesc anumite echipe cum să facă ca să joace cu ceva doamne. Înseamnă și că asta copii. Se va putea întâmpla la fiecare da. Din meci. Mă îndoiesc, dar sinceritatea domnului Dragoș a fost foarte bună. Au fost consiliați de domnul Justin Ștefan, care ar trebui să fie echidistant în toată această problemă și le-a spus cum să facă, le-a dat și paragraful. Deci liga veghează, liga muncește. I-a spus juristului ligii. Da, dar i-a spus să te rog frumos rezolvă cu ăștia dacă poți da, să-i domnul ajut. Dragoș ne-a dat o informație pe surse, dar direct de la surse. Direct pe surse venită de la surse. Pe o surse identificată. Nu, ne-a dat precizată. Pe surse venită de la surse. Da, domnule, ia zi, Bănel, cum e să joace Dinamo fără spectatori, 4 etape. Va fi foarte greu, sincer. Ești pe aceeași palier cu suport, Robert, da. Apropo de da. Cel mai bun va jucător fi foarte greu, Dinamo, pentru că cel mai important jucător al lor erau suporterii peste tot și ați văzut că, într-adevăr, Dinamo a susținut suporterii, mă refer, a susținut echipa indiferent de situație, de scor, de tot ce înseamnă Dinamo. Ei au fost alături, chiar dacă au fost probleme cu banii, i-au strâns și au fost alături de club. Și pentru asta merită acest suport de felicitare. Dar, din punctul ăsta de vedere, ce s-a întâmplat la meciul Cuta, nu mai este ok. Pentru că, așa cum a spus și Robert, vii cu soția, vii cu copilul. Nu mai este ok. Și atunci ne gândim de ce nu mai vin oamenii la stadioane. Asta este cauza. Le este teamă, le este frică. Mi-aș dori din tot sufletul să nu mai întâmple, pentru că, până la urmă, oamenii vin să vadă un spectacol. Dar întrebarea mea, na, poate sunt dinamovist. Nu. Nu sunt dinamovist acum. Nu sunt. În frunte cu președintele. Președintele. La echipa de fotbal. Președintele. Dinamo va suferi foarte mult. Dinamovist care o relație diferent. Cu Cristi Borcea. Diferent dacă vor fi copii în tribună și femei, așa cum în, la restea nu sunt nici dinamovist, nici rapidiști, nici steliști. Eu sunt curios. Țin cu echipa lor. Că se întâmplă așa ceva. Sunt Cureșa și Antitimișoara. În 2024 se întâmplă așa ceva. E păcat. Nu, eu vreau să mă întreb apropo de copii. Copiii aceia vin singuri? Nu, cu mame, însoțiți de mame. Sau cu școlile, sau cum cu a fost la echipa națională. Cu profesor, profesorul a 12 da, copii. Cu tații au voie. Are voie dacă, deci trebuie la nu știu câți copii să fie 20 un cadru de copii. Există precizări. Un adult, da. Uh-huh. Da un adult care poate vrea să-l sun și eu pe domnul Ștefan. Da, că văd că răspunde așa. Și eu sunt suporter. N-am nicio organizație de asta, nicio ligă, dar sunt suporter. Și eu o să-l întreb în cazul evenimentelor care s-au întâmplat pe Arcul de Triumf și au fost grave, de ce comisiile ligii sau de cine aparțin comisiile astea, nu, de federație aparțin. De federație, ok, dar conduse de către cineva, nu? De ce nu s-au sesizat în regim de urgență la ceea ce s-a întâmplat acolo și atât Dinamo cât și UTA Arad au mai jucat după aceea o etapă cu spectatori. Evenimentele s-au UTA a jucat cu data de 8 martie. Doar UTA, că nu au avut în deplasare.
Dinamo n-a mai prins. Dar de ce a jucat cu voluntari? Și de ce a jucat cu suporteri? Eveniment. Pentru că ce? Stai puțin. Nu, pentru că la noi asta e celeritatea inclusiv în justiția fotbalului. Meciurile s-au jucat pe 8 martie, da. Sancțiunea s-a luat ieri pe 28 martie. Așa, au fost în domnule, concediu. Trebuie să ajungă raportul, observator. Aline, ai fax acum, ai WhatsApp, ai de 30 de ani. Ai tot ce vrei tu. Nu știi cum. Ce, n-a apucat observatorul să scrie după meci? Păi rapoartele să fac după meci în timp real. Dar trebuie să intre pe ordinea de zi. Aline, sunt evenimente de o gravitate. Așa este. Acolo există ordine de zi. Pe oamenii ăștia nu-i scoși de la Partidul Comunist. Exact. Deci pe oameni. Păi UTA a avut un avantaj că a jucat cu suporteri și exact. A bătut pe voluntari. Nu-i scoți din încremeneala asta. Așa e acum. Păi să ne spună până acum câțiva ani arătai comisiilor noastre imagini video clare, evidente. Noi nu judecăm după probe video. Proba video nu la da. Noi raportul observatorului păi nu, da, și al arbitrului. Dacă tot răspunde la telefon, poate ne explică. Astea păi, sunt, uite, astea sunt canoarele. Da, astea sunt canoarele. Dacă s-a judecat după 19 zile, da, atunci în timp în care UTA joacă acasă cu spectatori și câștigă un meci care, pe care nu se știe dacă ar fi câștigat fără. Exact. E greu de spus. Nu? E greu de spus, dar la nebunia din final i-a ajutat și publicul. Hai pe ei, grămadă. Păi și atunci, dacă tot să-ți sfătuiască pe toată lumea. Ai dreptate și susțineți punctul ăsta de vedere pentru că nu e normal să treacă 20 de zile. Pentru și că o nu etapă, e normal. 20 de zile și o etapă între timp. Bine, și Dinamo, dacă ar fi avut meci acasă, ar fi jucat și ea cu spectatorul. Era fericită, normal, că Dinamo normal, are 4, da, nu 5. Da, exact, nu, da. Nu s-a urmărit să se creeze un avantaj UTA sau un dezavantaj. Nu, așa e la noi, așa a fost să fie. Știi cum așa e la noi din mari în preda. Timpul avea nemărginită păi, da, răbdare. Acum, uite, dacă se întâmplă ceva la... Și care, la meciul de azi. E greu să se întâmple. La voluntari. La voluntari. Singurul spectator. Dinamo joacă fără spectatori, adică a ajuns la condițiile voluntarilor. Nu, e mai sus voluntarilor, că mai sunt mult mai multe femei 400, și copii. 400-500. Nu, eu zic se întâmplă ceva, da? La voluntari. Păi judecă-i mă și pe ei peste 20 de zile. Păi peste 25, depinde mai zile. Judecă-i mă și pe ăștia. Asta este mersul. Eu, de fapt, cu această decizie contra lui Dinamo... Dar nu e contra lui Dinamo. Nu, este exact ce a zis Mister. Ascultă-mă, contra lui Dinamo în sensul de a fi suspendat și a adus la aceleași condiții de joc cu voluntari. Nu avem până agică. Păi da, ei n-au că face cât de DDB-ul sau ce? Da, ai dreptate. Știu. Are DDB-ul de ăsta banner la dimensiunile la care l-are Neagică? Ai văzut ce banner are Neagică? Pe jumătate ce scrie acolo? Tribun. Nimic fără Dumnezeu. Cu poza, cu poza lui Neagică, cu portavocea. Acum am aflat că pentru meciurile astea din play-out îi pun și sistem de sonorizare la banner-ul ăla și o să cânte banner-ul, nu o să mai cânte Neagică. Da, să fac investiții serioase la voluntari, să știi. O să ești vezi. Ironic. Da. Nu, cum să fiu ironic? Trebuie să câștige echipa. Cred că asta e șansa voluntarului, mica șansă să prindă măcar un baraj și pe Dinamo. Dacă voluntariul joacă cum a jucat la Arad, termină pe locul 10. Da. Eu imaginea voluntarului este imaginea ultimele 10 etape, nu ultima imagine. Acum, 10 etape s-au schimbat doi antrenori. Sunt de acord. Exact ce spunea și Alin. Cu Dică au marcat un gol din acțiune în 7 meciuri. Acum au dat 90 de minute și la Arad și în deplasare. Și o echipă bună. O echipă care, nu știu, bun. A marcat cineva 3 goluri la Arad? Nu cred. Două a marcat Craiova cu etapă înainte. Nu cred că CFR-ul anul trecut, cred că a bătut 3-1. FCSB a făcut 2-1. 3-1, da. Să vedem. UTA n-are cea mai ermetică apărare. Nu, dar să dai 3 goluri la Arad nu e ușor. Cât ar fi apărarea de slabă. Dar să vedem că știi ce se întâmplă? Până la urmă este primul meci pentru antrenorul Pârvu și nu poți să știi dacă așa va... În fața propriilor fani. Astăzi. Nici nu se poate folosi exprimarea. Nu poți să știi dacă a fost o întâmplare ce s-a întâmplat la Arad și echipa revine la Moleșeala care asta, era înainte. Și eu. Sau, eu de-aia mă și duc la mes, să știi, și o să mă duc puțin mai devreme. Crezi că o să fie încă un 4-3? După Doamne ajută! Eu credeam că vrei să te duci mai mult la Sfântul Gheorghe, să vezi Sepsi cu CFR. Nu, că e departe și ai văzut motorina, că ea e prea... Da, e scumpită. Haideți că l-avem la telefon și pe domnul Justin Ștefan. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor celor care vă urmăresc. Da, Halim Buzărin, Robert Niță și Bănel Nicoliță sunt în direct cu mine aici la Fanatic Superliga. Bună ziua! Domnul Ștefan, lămuriți-ne și pe noi care este situația de ultimă oră, apropo de meciul Dinamo cu Petrolul. Se joacă până la urmă cu spectatori, cu copii, cu femei sau se joacă cu porțile închise?
Există o dispoziție regulamentară care spune că se poate juca cu copii în condițiile ca la un grup de 10 copii să fie însoțiți de un adult. A fost modificat regulamentul, nu mai știu în ce an, în 2021, cred, nu mai știu să vă spun anul. Bun. Da. Acum ideea în felul următor, eu am vorbit astăzi cu colegii mei de la Ligă, i-am rugat să ia legătură atât cu reprezentanții clubului Dinamo, cât și cu reprezentanții clubului UTA, și să vedem exact ce își doresc mai departe, pentru că în momentul în care, bine, UTA joacă deplasare, cred, la Cluj. În momentul în care îi vom avea și pe egal, vom vedem ce își doresc ca organizator și în funcție de ce își doresc, categoric le vom acorda tot sprijinul în condiții regulamentare, bineînțeles. Vă salut, da, domnul Ștefan. O secundă, Robert. Înțeleg, da, îți pierzi ideea. Da, da. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, Robert Niță sunt. Domnul Ștefan, dar este normal ca dumneavoastră să-i rugați pe colegii dumneavoastră de la departamentul juridic să ia legătura cu cluburile implicate? Nu trebuie să vină o solicitare din partea cluburilor? Acum, cred că rolul nostru este să fim proactivi în măsura în care considerăm că putem rezolva lucruri și putem să îi direcționăm către dispoziții regulamentare pe care poate nu le știe toată lumea, e clar că au nevoie de sprijinul nostru. Până la urmă, cred că asta e una dintre menirile noastre. Păi da, dar parcă îi favorizați puțin că le spuneți ce trebuie să facă. Păi nu, cred că ăsta e rolul Ligii, să acorde consultanță tuturor cluburilor în măsura în care este necesară. Ideea în felul următor. E clar că acea decizie, mai ales în zona grupurilor de ultras, poate crea tensiuni. Ori până la urmă, rolul Ligii Profesioniste de Fotbal este să detensioneze lucrurile și să nu creăm mai multă polarizare acolo unde deja există. Așa încât cred că este important că atât Liga cât și cluburile să transmită un mesaj foarte clar, atât în ceea ce privește, cum să vă spun, aplicarea tocmai a dispozițiilor legale așa cum sunt ele, dar și un mesaj prin care, în măsura în care există totuși anumite opțiuni, ca tu să fii susținut de o parte dintre suporte, chiar dacă sunt copii, să beneficiezi de acest lucru. Pentru că altfel vă dați seama, vorbim în momentul de față de o sancțiune de 4 etape, da? Corect. La meciurile din play-out deja ai sistemul competițional pe care știm cu toții și categoric, dacă ne uităm la cele 4 etape aplicabile astăzi, pentru că hotărârea de la disciplină este executorie chiar dacă se formulează recurs, asta înseamnă că joci tot sezonul rămas fără spectatori. Păi hai să fim sinceri, în măsura în care se ajunge acolo, e clar că acele grupări vor fi tensionate și, repet, rolul nostru este să detensionăm lucrurile. Am văzut și declarația lui Florin Prunea de ieri sau de alaltă. E clar că e nevoie de o întâlnire între reprezentanții foriilor conducătoarele fotbalului și reprezentanții galeriilor anumitor cluburi din Liga 1, tocmai pentru a detensiona situația, a stabili foarte clar care sunt punctele de la care nu se poate abdica sub nicio formă și unde se poate lucra astfel încât nici atmosfera pe stadion să nu fie stricată cu totul și să ajunge să fim ca la spectacole de teatru. Și până la urmă, dacă facem lucrul ăsta, cred că, repet, nu creăm polarizare socială. Am înțeles. Da. Domnul Ștefan, însoțitorul poate fi bărbat la cei 10 copii? Din câte mi-amintesc, regulamentul nu face distinție între bărbați sau femei. Deci vom avea și suporte. Societatea nu mai face o distinție între bărbați și femei acum, nici între părinți. Okay. Spune părinte 1, părinte 2. Asta întreba și eu. Dacă copilul poate fi însoțit de părinte, care este unul dintre fani, care poate fi și unul dintre cei care au avut probleme. Da. Poate fi unul, poate fi oricine. Poate fi da, înțelegem că este vorba de supoziții, în mod normal. Da, facem supoziții, exact. Da, există acea interdicție a accesului pe stadion pentru fanii care au participat în trecut la anumite incidente, acele dispoziții pot fi aplicate și se poate interzice accesul în stadion. Adică nu cred că se ajunge acolo și, repet, cred că toate discuțiile trebuie să meargă în sensul în care, în măsura în care considerăm că pot apărea tensiuni, să nu le agravăm și noi mai mult. Domnul Iustin, de ce s-a judecat așa de târziu? Niște lucruri petrecute pe 8 martie, au fost, știu, e Comisia Federației, nu e a dumneavoastră, deci nu vă trag la răspundere, doar vă întreb. Nu, că și dacă mă trageți la răspundere, n-am niciun răspuns. Adică... Deci, la diferență de 3 săptămâni, atenție puțin, timp în care UTA, penalizată și ea, joacă deja un meci acasă.
pe care îl câștigă pentru 97 cu aportul publicului. Nu știu ce probe s-au administrat acolo în dosar, deci ca atare la această întrebare spun pas pentru că... Celeritatea în justiție nu funcționează și aici, nu? Acum știți care, cu celeritatea asta ne-a omorât și FIFA și TAS-ul de-a lungul vremii și... Da, și ei, și ei ne dau după 2 ani jumate cât un verdict. Între timp te lași de fotbal când îmbătrânești. Se soluționează mai greu ca la comisiile din fotbal românesc, hai să fim serioși. Da, înțeleg că este vorba despre articolul 23 din regulamentul disciplinar, apropo de această prezență pe stadion a copiilor și a femeilor. Întrebarea simplă dinspre Dinamo, a venit solicitarea oficială? În momentul ăsta n-am fost informat de către colegii mei că eu sunt ieșit un pic din instituție, dar măsura în care vine solicitarea oficială, liga categorii care observatorul de joc, adică îi vom sprijini și vom lua toate măsurile pentru a organiza meciul în condiții regulamentare. Da, și o ultimă întrebare, domnul Ștefan, cu mulțumiri. Dumneavoastră, această suspendare de 4 etape, cum vi se pare? Puțină? Nu o comentez multă? pentru că e o procedură care încă nu s-a încheiat. Cu siguranță că știți foarte bine, sunt o persoană care caută echilibru și eu cred că în momentul în care judecăm astfel de cauze trebuie să o facem cu maximum de atenție pentru a nu ridica tensiunile și mai sus. Acum, categoric, există un regulament, sunt convins că membrii comisiilor sunt profesioniști și îl aplică ca atare. Mulțumim mult de tot pentru dialog și pentru precizări. Cele bune. Numai bine. Justin Ștefan a fost în dialog cu noi aici la Fanatic Superliga, lămurind ceea ce arde de câteva zile, de fapt de vreo 2 zile, această suspendare pe care Dinamo și UTA au primit-o, 4 etape fără spectatori. Dinamo are 4 etape de jucat pe teren propriu în play-out, adică 4 din 4. UTA mai are încă 4 etape pentru că a disputat deja un meci, ceea ce vorbeam și noi, acest UTA cu voluntari din prima etapă a play-out-ului 4-3. O să vedem dacă și cei de la UTA vor apela până urmă la ligă, pentru că eu cred că vor apela, vor fi și tribunele la Arad înțesate de mame și copii, așa cum prevede regulamentul, dar regulament care nu prevede ce povesteam și noi făcând anumite supoziții ca acei copii care vin la stadion să fie însoțiți de proprii părinți, proprii părinți care pot fi mergând până la urmă cu speculațiile și mai departe, pot fi printre cei care au avut probleme și au fost reținuți. Se poate și acest lucru pentru că până la urmă nu vor fi controlați. Cu toate că eu cred că se vor face niște tabele, sigur se vor face niște tabele cu, cum spunea și domnul Justin Ștefan, 10 copii însoțiți, un grup de 10 copii însoțiți de un adult, mamă sau tată, femeie sau bărbat, pentru că nu se face această precizare. Se vor face aceste tabele, dar acele tabele trebuie confruntate cu alte tabele a celor care nu au voie să intre în stadion și este o procedură atât de complicată încât, așa cum ne-am obișnuit în țara aceasta, nu cred că se va ajunge până acolo. Până la urmă, e bine că se joacă și măcar suporterii mici ai celor două echipe și ai celor la Dinamo și ai celor la UTA vor avea ocazia să își vadă favoriții pe teren, pentru că citeam ieri o știre foarte interesantă, cred că pe Gazeta Sporturilor, copilul domnului Popa, cel care se ocupă de Arcul de Triumf, este un dinamovist și a dat-o pe partea sentimentală. Domnul Popa va face tot ce va depinde de el pentru ca Dinamo să aibă spectatori, cei mici să fie acolo. Până la urmă vor fi bilete și pentru copii, așa că ce povesteam noi și ce ne gândeam că va fi o gaură, e o gaură până la urmă pentru cluburile organizatoare Dinamo și UTA, va fi acoperită. Se vor vinde aceste bilete și se vor recupera acești bănuți. Mulți, puțini, contează și ei. Nu știu dacă poți să le dai la prețul la care le-ai fi dat meciul în mod normal, iar la UTA prejudiciul e cu atât mai... La UTA sau nu e așa mare, la UTA prejudiciul, la UTA prejudiciul este mai mare. Da, UTA are foarte multe abonamente, ei au vreo 50, 60, 70% din capacitatea stadionului vândută la abonați, așa este, care dar, deja au dat bani. Da, dar în acel, oricum sunt suspendați și abonații fiind suspendați. Da, deci e dezavantajat. Singurii abonați care vor fi prezenți la meciurile UTA vor fi micuții, dacă sunt micuți care au abonamente la acele partide. Oricum, informații
discuția dimineții este că Dinamo Petrol se va juca pe arena, pe Arcul de Triumf luni seara cu copii și cu însoțitorii acestora, iar fanicilor de la Dinamo, așa cum vedeți și pe fanatic.ro, se vor aduna la sala din complexul din Ștefan cel Mare, acolo unde vor vedea partida cu Petrolul. Este acceptul pe care și l-a dat și domnul Popa de la CS Dinamo și Ionuț Lupescu, președinte de onoare a celor de la CS Dinamo. Da, începe astăzi etapa, începe cu partida de la voluntari, voluntar cu Hermannstadt, este etapa din deschiderea etapei din play-out, apoi pe seară avem la Sfântul Gheorghe Sepsi cu CFR Cluj. Iar apropo de play-off, mâine seară Craiova cu Rapid și duminică la Ovidiu Farul cu FCSB. Bănel, așa o scurtă analiză a ta pe cele trei meciuri din play-off. Începem cu Sepsi CFR, Craiova Rapid și Farul FCSB duminică seară. La Craiova cu Rapid, că să încep, că e chiar un meci interesant și pentru noi. E important ce fac cele două. X, nu? X pentru noi ar fi perfect, dar... Nu știu dacă ar fi perfect. Da, și pentru FCSB zici, nu? E o perioadă bună pentru Craiova. Mai ales că, etapa următoare, Universitatea Craiova vine la FCSB, FCSB. FCSB are un meci foarte dificil la Farul. Chiar dacă spunem că e pe locul 4, nu are nicio problemă să poată să încurce FCSB-ul oricând. Dar da, va fi o etapă foarte interesantă. Craiova cu Rapid, zici tu că e un meci cheie? Ok, și da, din punctul meu de vedere, da. Dacă Rapid va pierde sau va face un X la Craiova și FCSB va câștiga, atunci putem considera că șansele de a câștiga campionatul sunt destul de mari. Dar... Sunt destul de meciuri. Sepsi cu CFR nu te interesează? Ba da, și acolo va fi un meci, chiar dacă toată lumea spune că CFR va avea un meci foarte ușor la Sepsi, nu. Pentru că și acolo dacă Sepsi va pierde, păi ultimul antrenorul meci... va pleca cu siguranță. La Sepsi? Nu cred că... Păi... Eu cred că atingerea play-off-ului s-ar putea să-i asigure. S-a prelungit automat contracta. Da, dar contează și cum arată Sepsi. Sepsi contează? Păi ce? Doar prezența? Să pierdă toate meciurile? Păi nu, asta contează și cum va arăta. Dacă ai 10 meciuri care presiunea foarte mare... Presiunea foarte mare cred că e la CFR la meciul ăsta. Da, Mutu, da. Ai văzut și declarațiile patronului nu de la câștigă, CFR. Nu câștigă afară de 3 meciuri, nu? Exact. Da, pierde meciul cu... Vom avea o surpriză acum. Pe teren propriu, deci două înfrângeri la rând, ar fi probleme la CFR. E clar. Din punctul meu de vedere, etapa în care se poate juca campionatul. Pentru CFR. Nu, pentru că tot cronologicul că întâi joacă CFR-ul, da. Deci de seară la ora 23... Sau la 23 deja se termină și reacțiile. Știm un singur lucru. Dacă CFR, măcar în năzuințe, mai poate se mai poate la titlu. Da. Că dacă nu câștigă, atunci e clar că nu. Și după aia le mai știm pe celelalte. Are un avantaj FCSB-ul. Joacă ultima și mai este un avantaj pentru că distanța s-a mărit. Când era distanța e 4 puncte, juca la un punct, era o presiune. Da. Haideți să mergem și la Craiova să-l salutăm pe prietenul și colegul nostru Sorin Cârțu. Te salutăm, Sorin. Vă salut, domnilor. Domnul Arin Buzărin, domnul Robert Niță și domnul Bănel Nicoliță. În dialog cu... Arătăm bine, nu? Cu degetul. Da. Cât de importantă este, Sorin, această etapă de play-out pentru tot ce înseamnă partea sus a clasamentului, cu acest Craiova Rapid, play-off-ului, cu acest Craiova Rapid de mâine, cu CFR de seară și, bineînțeles, duminică seara cu meciul de la Ovidiu Farul cu FCSB. E foarte importantă, dar eu n-aș miza tot așa pe ce au spus băieți, toată lumea acolo de la tine din studio, că e decisivă, că, eu știu, să iau niște avantaje. Rămân după aia încă 24 de puncte puse în joc și, sigur, poate Sepsi să gândească mai puțin, dar în rest toate celelalte, și Farul, și Universitatea Craiova, Rapid, toată lumea
are speranțe. Sigur, nu poate pentru că atât de mare așa pentru campionat, dar pentru locurile acolo de 2-3. Noi, Craiova, și așa, nu ne-am anunțat, cum să spun, velietăți pentru campionat la ora asta, ci tindem pentru locul 2. Este locul pe care îl ocupăm la momentul actual și putem să spunem că, eu știu, suntem cam la mâna noastră la tot ceea ce ni se întâmplă în viitor, în etapele următoare. Dar, v-am spus, aș mai aștepta câteva, măcar așa, două etape ca să ne pronunțăm clar, știi, de... Nu știu, poziția uneia sau alte, având în vedere că echipele sunt, toate care sunt în play-off, se cunosc foarte bine. De ani de zile e cam structurat în acest mod play-off-ul cu aceleași echipe. Sunt apropiate valori și întotdeauna se pot întâmpla rezultate, eu știu, nu că surprinzătoare, dar care... sunt împotriva calculului hârtiei, de cum a fost și rezultatul nostru la CFR, având în vedere cum s-au desfășurat cele 30 de minute ale meciului, nimeni nu credea că până la urmă vom câștiga punctele. Așa se poate întâmpla în toate cele care vor urma. Așa. Într-adevăr, partida cu Rapidul, după mine, este una foarte importantă și foarte grea, pentru că avem niște jucători lipsă, sunt niște jucători care sunt care așa... Care e situația Screciu și Bancu? Aia sunt aici, în primul rând. Aici este problema. Nu știu cum este după operație. Este totuși operație la laba piciorului, să calci este dificil. Nu știu, de nu, Bancu, nu cred. Da. De Bancu, da. Plus Screciu. Sunt niște... ar fi niște lipsuri care chiar, sau absențe din ăsta, care chiar ar conta foarte mult în ceea ce ne reprezintă pe noi pe Universitatea Craiova. Pe urmă, mai sunt și jucători care vin de la echipele naționale. Gândește-te că Maldonado vine de, eu știu, de din capul celălalt, da, al lumii, da. Din Honduras și cu diferență de fusorar, au ce mă aminte la momentul când a apărut atunci, toți am sărit pe el că este sub ceea ce așteptăm. Dar e bine totuși că în timp așa ne-am mai schimbat cât de cât opiniile. Zaikov, iară, care vine de la echipa națională, sunt mulți. Au fost mulți plecați. Să vedem știința cu care, eu știu, reasamblează antrenorul nostru, reasamblează toți acești jucători. Știi cum e, Sorinaciu? Nu știu cum vine ea la Real Madrid de la echipa națională, că ea cred că sunt vreo 30 pe la echipele naționale și cred că Ancelotti a stat și a jucat tenis cu piciorul cu Fisu pe acolo. Astea două săptămâni. Nu știu cine nu e, care nu sunt la Spania, sunt la Brazilia, sunt la Under, sunt la Germania, sunt la... Cred că i-au făcut un tenis cu piciorul, că nu era nimeni pe acolo. În caracteristica ta de voltean, imediat ne-ai asociat cu Real Madrid. Am Realul aici undeva. Da, da. E totuși un moment dificil. Eu v-am spus, suntem la mâna noastră, avem locul 2 acolo și trebuie să facem absolut totul ca să ne ținem. Din punctul meu de vedere, și dacă s-ar termina, echipa n-are voie să pierdă această partidă. Pentru că eu întotdeauna la modul ăsta am gândit, adversarul cu care mă bat pentru un loc nu trebuie niciodată să-i dau posibilitatea să gestioneze 3 puncte. Bucurați-vă, Nea Sorin, că mai aveți o zi pe locul ăsta. Da, bravo, mă, da. De ce, de seară bate Clujul și trece înainte, nu? Bate CFR-ul. Mă miram că ești tăcut. Mă, e tăcut că vine după 1-2 cu farul. Sunt cu fusul orar, da, și eu, da, că am adonat, da, Nea Sorin. Bravo, da. Pe mine, de exemplu, noi suntem în orice caz într-o săptămână maximă, așa, și... de multe decizii. În ce parte o luăm? Să știi că avem meciul ăsta cu Rapid și pe urmă Cupa. Meciul cu... Eu îl consider pe la mult mai important decât este partida asta cu Rapid, pentru că
este definitoriu în ceea ce înseamnă un obiectiv foarte important, așa, și Cupa României, câștigarea, da, unui trofeu, da. Și șansa care o ai, că dacă bați pe Oțelul Galați, pe urmă joci cu învingătoarea dintre Uclu și Hermaștea Diara acasă. Deci ai, practic, două meciuri în care să ai, să-ți asiguri locul în finala cupei. Și atunci, pe urmă, ai ieșirea la FCSB. Pe asta vreau să spun, asta vreau să spun, că tu spuneai de locul 2. Tu spuneai de locul 2, Sorin, dar dacă bați, dacă bați Rapidul și bați la FCSB, o să ne auzim și o să ai alt discurs. Deja te gândești la locul 1. Și eu ce ți-am spus înainte, așa, când am zis că e o săptămână definitorie, așa, pentru, da, tot ceea ce... o săptămână decisivă. Decisivă. Dar și că ne-am mai întâlnit cu situații din ăștia și nu prea am trecut bine. Dacă vă aduceți aminte că am avut cu 2 ani de zile tot așa o situație de a bate pe FCSB și să avem șanse mari la cupă. Apoi aveam returul cu Sepsi pentru finala, cum îi zice, sau semifinala, nu finala Cupei României, și apoi mergeam la CFR Cluj. Deci 3 victorii în cele 3 partide îți aducea și posibilitatea să gestionezi și să iei campionat. Da, să vedem, da, cum trecem acum peste această săptămână. E foarte important, exact ce ai spus și tu. Dar, apropo de meciul cu FCSB, noi mai glumeam aici în emisiune și spun și ție, Craiova se simte cu FCSB cum se simte FCSB-ul cu Rapidul. Da, în ultimul timp așa am jucat destul de bine acolo, deși înainte am mai avut niște sincope mari de tot acolo când ne-au bătut cu 4-1 sau asta, dar în ultimul timp am trăit bine aceste momente cu FCSB-ul pe Arena Națională și sper. Așa e, a jucat mai bine la București decât la Craiova. La Craiova a fost până mai la greu, urmă, Cristi. Vreau să trecem de primul meci, pe urmă, știi cum e, cel mai important, nu vreau să... Așa, nu vrei să te gândești, pare, ce se întâmplă peste 9 zile, 10, da, zile, exact. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, Sorin. Sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate. Să fie înfrângere mâine și victorie la București. Stai cu minte. Dar apropo de meciul de mâine, deci ca să, din ce știi tu, Sorin, la această oră? Stai cu minte, dar să nu stai cu minte cum ai stat în meciul cu Dinamo, cu de la Foresta. Am înțeles. Celebrul. Da. Deci din ce știi tu, Sorin, la această oră, Screciu ar putea juca ok, cu Bancu sunt mai mult probleme? Eu zic că cu Bancu sunt mai mult probleme, pentru că mi-e greu să cred că o operație care a fost făcută acum în 10 zile, eu știu, și între degete, e laba piciorului, sunt, nu știu. Eu sunt obiectul muncii. De e obiectul, da, muncii, exact. Da. Mi-e greu să cred, știi, că este apt așa 100%. Dar poate Screciu, cred că da. Screciu, da, și ar fi bine... L-aș vedea acolo într-o zonă centrală, ca fundaș central, pentru că la ora actuală am văzut așa că și integrarea lui Badeli în zonele centrale, de fundaș central Sânga și, eu știu, Maldonado cu Zaicov. Sigur, la Maldonado ți-am spus, e acest impediment. Mi se pare că a venit și mai târziu decât ceilalți, poate s-a atașat echipei, dar acum s-a obișnuit și cu atmosfera școală, cred că poate să facă așa, să treacă peste momentul ăsta. Dacă nu, eu știu, să joci cu Zaicov acolo și cu Badeli și apoi Maldonado cel puțin o jumătate de oră să ajute. Iar Scrieciu să apară în zona mijlocașului central. A văzut lipsă, este până la urmă polivalența asta lui și ca fundaș central și ca mijlocaș central e binevenită. Și s-a văzut într-un fel, ați văzut și la meciurile ăștia ale echipei naționale, s-a văzut acolo că parcă e ele din filmul ăla cu mijlocaș și central totuși. Da, s-a văzut și absența lui Bancu? S-a văzut și absența lui Bancu la națională? Da, ați văzut și voi că toată lumea tot... Sorin, ai grijă, te rog, cu microfonul, că se mai atinge de fermoar și mai păcăne când încă. Ați văzut și voi câte critici la un moment dat avea, bacă greșea la meciul ăla, bacă, dar până la urmă
prezența lui în teren, că a fundat stânga, parcă ne dă mai multe speranțe și mai multe așa, siguranță. Revine Borza, nea Sorin, să rezolvă și acolo. Da, bravo. Borza Bădescu. Hai să-ți dau o informație de ultimă oră, Sorin, apropo de Craiova. Da. Mi-o dau colegii mei de la Fanatics. Creciu nu a fost recuperat la timp și nu va face parte din lot pentru meciul cu Rapid. Okay. Este o pierdere importantă pentru voi. E posibil să revină în meciul cu FCSB peste o săptămână și să fie rezervă cu Oțel în cupă, că vorbeam și de meciul de cupă. Deci Creciu nu este în lot pentru meciul de mâine cu Rapid. Asta e o pierdere pentru noi, pentru... Eu știu, așa în ansamblu al echipei. Echipa arată într-un alt mod. El, indiferent că joacă fundaș central sau fundaș sau MCD-ul ăsta, mijlocaș central defensiv. MCD. Metacampo defensivo. Metacampo defensivo, da. Și când zic double six acolo când joci cu doi. Și când joci cu doi, poate să fie metacampul defensiv sinistru sau... Sau destru, ca să împarți terenul în două, să n-ai decât 30 de metri ai tăi. Păi n-ai decât în două să poate... Păi poți să-l pui în trei. Aia care joacă 4-3-3, aia îl împarți să aibă fiecare câte 20 de metri. Nu, tot într-unul să împarte așa și ăla... Și ăla în centru cu doi, da. Când ai trei mijlocași, îți trebuie alergătură multă, că trebuie să acoperi patru zone. Dreapta, central, dreapta, central, stânga și stânga. Cu absența lui Screciu, care e clară, și eventual absența lui Bancu, cum arată acest Craiova Rapid? Putem spune că Rapid e favorită? Poate. Sunt doi titulari foarte importanți. Sunt, dar ți-am zis, avem puterea și posibilitatea măcar să nu... N-avem voie să îi dăm Rapidului cele trei puncte la să le gestioneze. Deci echipa intră în teren fugându-l de a câștiga, nu reușim acest lucru să facă, dar în niciun caz nu trebuie să pierdem. Rapidul nu are voie să ia trei puncte, să gestioneze în lupta asta, pentru că apoi... Returul va avea acasă, e mult mai dificil, știi cum e. Da. Cam așa trebuie văzut, din punctul meu de vedere, lupta în primul și în primul rând, pentru că asta ne-am declarat că suntem pentru și luptăm mai mult pentru locul 2, dar în sfârșit, așa cum a spus, în săptămâna asta să mai pot decide și alte lucruri, dar lupta noastră cu Rapidul, cu CFR, cu chiar și cu Faro, așa trebuie să fim foarte atenți în confruntările de ăștia directe. Nu mai avem voie să le dăm posibilitatea să gestioneze trei puncte. Se mai poate vorbi de luptă la titlu dacă nu bateți mâine seară? Nu. Nu, și așa ți-am spus, nu, deocamdată eu ți-am spus, nu sunt canalizate eforturile noastre pentru asta, considerăm că obiectivul ăsta de titlu a fost cam compromis, să spunem. Deși ți-am spus, săptămâna asta poate să însemne ceva, dar o echipă care a pierdut atâtea meciuri și exact asta e termenul. Ți-ai bătut joc de atâtea puncte, am mai spus, cel puțin 10-12 puncte ușoare, așa, când conduci cu două goluri la pauză și faci egalitate după aia. Deci, alea sunt două puncte pierdute, în niciun caz un punct câștigat. Și atunci, ți-am spus, locul 2, sau speranța asta pentru podium să fie, trebuie neapărat să anul ăsta să fim în cupe europene, nu să se întâmple ce s-a întâmplat anul trecut. Pentru că pe urmă începe, știi cum e, dacă dai 2 ani la rând așa, da, ieși din circuit, consecutiv. Măcar circuitul cupelor europene. Cam încep să te obișnuiești prost. Da, să vorbim puțin și de echipa națională, că au fost și aceste două amicale. Ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine la aceste două amicale? Nu știu, sunt prea entuziast așa. Am așa o impresie deosebită. N-am văzut o echipă națională a noastră
entuziast așa pentru ceea ce aveau de făcut aceste parte de la meciul cu Irlanda. Am văzut niște comentarii apropo de partida asta cu Columbia, că totuși că rezultatul care a venit, nu știu, pe mine m-ar fi interesat dacă tot era 3-2 să fi fost 1-0 pentru Columbia, 1-1, 2-1 pentru Columbia sau pentru noi 2-2 și 3-2 în sfârșit Columbia, dacă adică să stăm în meci. Aș fi avut altă considerație pentru cele două goluri pe care le-am înscris Columbiei și aș fi gândit altfel o analiză aparte de așa, în momentul în care tu ai un meci anul ăsta așa și care a spart retina cu Irlanda de Nord și pe urmă 80 de minute în care iară ești dominat complet așa de Columbia și adversarul are 3-0. Și când revenim cu două goluri în ultimele 10 minute, nu mă creează așa o stare de spirit deosebită și să vin cu o analiză pozitivă. Am avea unul prim 11 la care să ne gândim în acest moment sau e departe de acest? Deocamdată e greu de făcut pentru că sunt totuși niște jucători care spun ceva așa, valoric, care au niște probleme, nu știi cât vor, ce vor juca, nu știi la vremea respectivă jucătorii pe care i-are la dispoziție Iordănescu cerind de joc. Pentru că am observat și acum, m-am uitat și la Drăgușin pe care l-am admirat tot timpul și l-am lăudat, dacă vă aduceți aminte, în toate astea, da. Când ăla și eu, un preferat al meu și ăsta. Mi s-a părut faptul că, joacă mai puțin, parcă nu mai e Drăgușin ăla de la Genoa, știi, când avea ritmul ăla de joc și l-am văzut și pe la momentul ăsta, și la golul ăsta, primul gol de la cu Columbia și la golul 2, adică foarte ușor a fost eliminat acolo în zonă centrală, la eliminat Cordoba așa cu un număr. Pe urmă nici Burcă nu e ok. Pentru că, vezi, și la primul gol, sigur, vina principală, să spunem așa, ca poziționare, ca faptul că marcaj o are Burcă, dar poziționarea lui Drăgușin și asta am observat-o și nu vreau să, adică pot să spun la momentul ăsta, dar n-aș vrea să continue în sensul care îl voi spune. L-am mai văzut-o și la partidele lui în campionat. Am văzut, dacă vă aduceți aminte, că a fost o polemică foarte mare la momentul în care a ratat cu capul un jucător de la Manchester, când au avut martinda cu Manchester United și a trecut o centrală peste el, da, și da, întreba da, lumea, exact. Dacă e vina lui de poziție, e vina lui sau nu, sau chestii de astea. Desigur, spune ca poziționare, cum a avut și acum pe centrarea de la primul gol, se bazează prea mult totuși pe detentă și pe înălțime. El n-a plecat pe traiectoria mingii, pentru că dacă mai face un pas în spate, eu zic că o jumătate de metru sau un metru cu înălțimea lui și sare, deviază balonul ăla și nu mai ajunge nici la el, nici la Cordoba, nici la Burcașa. La fel a fost și faza aia de la Tottenham și aici cred că este o deficiență la care el trebuie să lucreze. Adică să, exact cum ți-a spus, să încerce să plece pe traiectorul, să nu se bage sub și să evite băgatul ăsta sub minge. Pentru că este un jucător cu gabarit, un jucător înalt peste care nu ar trebui să treacă niște baloane de tipul cum a fost acest balon. Pentru că una peste alta, dacă ți-aduce aminte, la centra de la linia de 16 metri, aproape de linia de 16 metri, a fost o centrare de cât e până la axul central de unde a dat ăla. Da, 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 da.
n-ai voie să nu, să treacă o minge de asta peste tine, un jucător de 1,90 și ceva. Și atunci îl scoți într-un fel pe Burcă, care doarme puțin la faza respectivă. Acum, sincer, n-am nimic cu Burcă, dacă am doarme de când s-a transferat acolo. Da, ai și nivelul. Să spun ceva, da. Te rog să mai ai grijă puțin cu fermoarul, că se mai mișcă din când în când și atinge microfonul. Exact. Mă mișc eu mai mult cu mâinile. Ești mai expresiv, da. Da, sunt în fața tablei. Ești la tablă. Sunt în fața tablei și explic. Și aia nu înțeleg nimic. Da, bravo. Uite cum a fost și primul gol, și golul ăsta cu Irlanda de Nord. Mi se pare acolo poziționarea lor trebuia să fie mai bună, pentru că ei la momentul ăia sunt prinși puțin într-o criză așa de spațiu. Dar ei sunt în zona respectivă. E și el și Drăgușin, și de Burcă și Drăgușin. La faza respectivă, cred că, spun, nu cât crede, după mine așa aș fi interpretat faza, aș fi spus-o jucătorilor să interpretez, Burcă nu trebuia să atai, trebuia să se mai retragă puțin la faza respectivă ca să aibă posibilitatea să creeze un spațiu mai mic de acțiune al adversarului. Așa el, când s-a repezit jucătorul respectiv, s-a dus în întâmpinarea lui, a lăsat spațiu în spatele lui, pe care pasa pe care a dat-o jucătorul irlandez, după aia a fost exploatată de celălalt intrat din linia a doua și a marcat. Dar el, dacă se mai retrage, îl obligă și pe Drăgușin să se retragă și celălalt jucător din partea, și atunci nu mai ai posibilitatea să întrerupte acea acțiune. De asta spun, e o conlucrare între ei care nu-ți dă semne de siguranță. Sigur că mai e mult până la campionatul. Da, tu ai făcut o analiză european. Ok, apropo de stopări, dar vestea clară este că ăștia vor fi stopperii titulari. Ăștia, păi, dar nu prea... Păi, n-ai cu cine? Lăsa, și l-ai, da? Al tău, Screciu, dacă se pune... Screciu va juca la mijloc, nu va juca. Eu cred că tot închidere joacă. Nu va juca stopperii titulari. Tot iese național. Pentru, și eu spun, pentru închidere, nu știu... Screciu, în postura lui de fundaș central, are o deficiență aceea de înălțime, nu e anvergura aia care trebuie pentru... Da. E alt fotbal. Cât are Screciu? Da. Are 1,80, circa. Poate, da. Nu are 1,80. Filihoi, Dumnezeu să-l iert, avea 1,77. Nu avea, nu, că era mai înalt. Eu aveam 1,76, era mai înalt. Cred că avea și aici. Da. Deci Craiova s-a dus în semifinale europene cu doi jucători la 1, doi stoperi, stoper libero, 40 de ani. Erai tu cavaler. Da, când eram eu cavaler, când dumnealui era cavaler, asta e. Era un fotbal 1,81 are Screciu. Ca la cavalerii respectiv chiar jucau... Da, azi la 1... Aveau alte... Neasorină, era altul, era trendul. Robert. Nu se punea atât de bază pe capacitatea de efort. Robert, nu chiar, era atât chiar de fizic. Robert, chiar stăpânem... Păi, Neasorină, eu... Chiar stăpâneam fenomenul ăsta. Eu îl stăpâni și acum, că dacă vă închideți cu vreun fundaș de la Craiova acum într-o cabină telefonică, îl luați și la viteză și îl driblați până nebunește, până amețește. Da. Dar altul era trendul și media de înălțime în Europa era alta și erau alte vremuri, nu că nu erau... Da, erau, vrei să spun ceva, erau niște atacanți în Europa și atunci cu știința jocului te făceau exact ce spui, cabina telefonică era mare pentru ce acțiune aveau și ce mișcări, că îți dai seama, joci împotriva lui Lacom sau știu ce aveam noi la vremea respectivă când am jucat contra lui atacanți și super atacanți. Asta, ce am zis, iar mai este o treabă care nu mi-a plăcut, asta denotă, eu știu, ceva din modul de abordare. Mi-a plăcut declarația lui capitanul echipei, lui Stanciu, da, care, dacă vă aduceți aminte, după partida asta cu Columbia, spune ceva așa care m-a lăsat musă. A zis, știți, la campionatul european echipele o să fie mai precaute și nu o să mai atace atât de mult. Sau cam da, o să se apere, contează rezultatul.
Băi, dacă e posibil, adică tu ce te aștepți? Faptul că Columbia a fost pe noi și a fost mai agresivă, ofensiv și tu n-ai rezistat, asta nu e o temere pentru noi, să nu fie o temere pentru noi, pentru că la campionatul european lumea nu o să mai nu fie mai agresiv. Nu or să joace ca noi. Nu mai vine. Bă, vouă v-a plăcut de bine, eu cred că el a vrut să zică, dom'le, noroc că ăștia sunt la Copa America, nu sunt la europene, că am avea necazuri cu ei. Dacă... Eu cred că păi, direcția asta a vrut ăștia, să ducă. Dar Alin, ai văzut ăștia ce... și forță ofensivă, ce spirit din ăsta... de luptă. M-am uitat la ucrainieni care la meciurile ăștia decisive pentru ei au fost conduși de două ori. Și au întors și cu Bosnia și cu Islanda. Și, exact. Și am observat pe fața lor, n-am observat nicio reacție din asta negativă în momentul în care au primit golul. Să-i vezi puțin. Ba din contră, dacă și cu Islanda au primit golul, și la 5 minute au dat, au egalat. Doar că a fost offside așa, din ăsta, la șublă. La mustață, da. La șublă. Știi? Și pe urmă au dat și cea mai golurile respective, s-au calificat. Adică, nu că nonșalanță în ceea ce joacă, dar, dom'le, Au un spirit. Au o forță. Și au valoare, în primul rând. Uite că toți joacă peste tot. Pe unde sunt, pe acolo joacă. La nivel de la Real Madrid, Girona... Da, noi o să fie... Chelsea. Apropo, m-am uitat la ăsta, la Țigancov, la golul ăla. Frate, i-am numărat atingerile de balon când a primit la primul gol ăsta când a, cu Islanda. De fapt, atunci a jucat, că la partida cu Bosnia nu a jucat. Cu Bosnia el n-a jucat, a jucat. Păi a primit pasa aia și a intrat cu minge. Cred că într-o alergare așa de vreo 20, n-a avut mai mult de 6-7. Minge la picior. 29, ce? 11 atingeri are. Al 12 sau 11 este șutul la poartă. Da. Deci într-o alergare de 20 de metri, că a luat așa de la colțul 16 metri și a intrat în interior cu evitări cu ăsta, a atins mingea de 11 ori. Am văzut o chestie din asta de control de balon, numai la mesiile număram, sau la Eto, când alerga cu mingea la picior de tipul ăsta, așa, și îi număram. Extraordinar, m-am încătat. Asta înseamnă calitate, bravo. Înseamnă calitate de tehnică. Și apropo de echipa națională, Sorin, are dreptate Gică Hagi că îl cere pe Ianis titular? Păi mai este acum, nu știu, și gândirea lui Iordănescu. Totuși, el i-a adus un argument pertinent, așa zis. Știi, față de jucătorii care joacă mai puțin la echipe, al meu. Cam așa, bine, nu i-a spus al meu, dar Ianis a fost, dar e al lui, că tot timpul în discursurile care le face și aparițiile care le face Gică la televizor, nu se poate debarasa de sentimentul ăsta de tată și de frustrarea asta, că eu știu, fiul lui de multe ori îi se pare că este prejudiciat. Deci și a spus că într-adevăr dintre el a jucat cel mai n-a jucat deloc, n-a intrat deloc titular în cele două partide. Dar eu consider că eu știu, Iordănescu are impresia lui despre Hagi și Hagi are un loc aparte așa în Naționala României și poate că el vrea să vadă altceva la gândește-te că Denis Mann care a apărut în echipa asta la meciurile astea și cu Irlanda de Nord și acum spre sfârșit, nu prea a jucat în ultimele meciuri de calificare, din când mi-aduc aminte. Parcă a fost nu accidentat. A fost accidentat și atunci, el vroia să vadă, eu știu, poate și prezența lor și cum se descurcă asta, să le mai dea un contact așa la ăștia mai mult pentru a-i recâștiga pentru echipa națională. Iar apropo de tenis, mai chiar mi-a plăcut cum arată și... Multă lume spune că este jucătorul care în momentul acesta e și cel mai în formă și e bătut în cuie ca titular la națională. Dom'le, ți-am spus, mi-a plăcut și mie. Nu l-am mai văzut de mult. Atitudine din asta așa de
ofensivă deosebită, adică cu viteză în balonul luat și încredere, luat balonul și dus în viteză maximă spre careu, acolo unde sigur se pot întâmpla greșeli multe din partea și asta trebuie să urmărești tot timpul. Dar întorcându-mă la Iannis, tu ai jucat cu el titular? Ți-am spus, este foarte important ritmul de joc care îl are. Un meci început în minutul 1, îți trebuie un alt ritm decât se desfășoară. Eu nu spun o mare descoperire, că sigur că ritmul de joc înspre ultimele minute sau după minutul 70 este altul decât acela care este în primele minute. Este normal să fie așa. Și atunci toată lumea, toți antrenorii sunt preocupați să aibă totuși niște jucători care pot să fie conectați pentru să intre direct fizic, în ritmul acela de minutul 1. Da, s-a mai născut o discuție referitoare la el. Aripă în 4-3-3, adică atacant dreapta sau mijlocaș de zonă centrală, pentru că și el a spus, dom'le, prima dată când am jucat optar sau parcă așa a zis după meci. Da, dar vezi, în zona aia ce spui tu, în zona dreaptă pentru picior stâng sau în stânga pentru el, sunt niște jucători foarte dinamici la care România are acces și nu are la dispoziție. Adică mă gândesc, cum am vorbit înainte, de Nisman, un Muruțan, iar care după mine parcă l-aș fi vrut mai mult să-l văd în asta, având în vedere așa cea, în oglindă ce am văzut în oglindă cu Tigankov, nu? Că sunt cam de aceeași da. Și, eu știu, mă rog. Stil. Da, este tot de picior stâng, intrat tot în aceeași zonă să joace cu tare. Iar în partea stângă acolo, nici lui nu l-am văzut niciodată jucând sau poate, nu știu. Acolo ai totuși niște jucători drăguși, Mihailă, Coman. Coman dezarmant, așa, dezamăgitor pentru... Ales, la nivelul de națională nu confirmă. Nu confirmă. Bine, și a dat și de la meciul cu Irlanda, a fost ca un anonim când a dat de Bradley. Asta nu, sunt niște probleme care trebuie să... sau niște întrebări pe care trebuie să ți le pui apropo de toate comentariile ăștia care le facem noi și elogiile și eu știu că dai un gol cu Botoșaniu sau nu știu care și pe urmă că... Și apoi ai meci internațional. Sau cu Andorra. E singurul gol la echipa națională marcat cu Andorra. La 26 de ani. Acolo chiar l-a făcut frumos, să știi. Pentru că, da, a făcut frumos pentru că a făcut o acțiune pe un picior la care el tot timpul evită în momentul în care scapă acolo în partea asta. Da, și a făcut-o pe stângă, așa cum trebuie să-și o facă tot. Așa cum mereu l-am bătut la cap și pe Mihailă când era la echipă și tot încerca când scăpa în zona să-și o facă pe piciorul drept, să dea ei, nu știu cum, tăiată, cum face Ivan, cum face Bayram și le-am spus de mii de ori, dom'le, întâi du-te cu acțiune în careu și intră, chiar dacă pe piciorul și pe urmă vezi tu când ești aproape de poartă. Ce trebuie să faci? Că dai cu stângul, că te faci cu dai cu stângul și îl întorci pe la spatele dreptul, că îl întorci frumos să dai după aia cu piciorul drept. Ai multe variante în care poți să scoți și penalti și așa mai departe. Așa și cu Coman, vis-a-vis de ceea ce a arătat de jucat, modest. Asta. Da. Vedem. Dovadă că nu a mai jucat în al doilea meci, s-a convins probabil și Edi Ordănescu. Mai e foarte mult timp până la două luni și un pic, pare mult, european. Da? Eu știu. Pare, mai sunt jocuri, nu știi cum apar. Voi gândiți-vă... Da. Eu mai am o... Da. Voi gândiți-vă cam ce valoare are campionatul nostru, l-am vrea cât mai valoros. În momentul în care, pentru meciul ăsta al doilea cu Columbia, tu ai un singur jucător în primii 11 la început pe teren și era din play-out. Adică ție play-off-ul ăsta pe care noi... Dom'le, pasionant, atractiv, imprevizibil, dom'le, nu e stare să dea un titular la echipa națională, play-off-ul. Și îl iei din play-out. L-a luat pe Opruț sau cine? Păi da. Deci cu Irlanda au jucat Mogoș și Manea, lateralii de la CFR, și Coman. În primii 11 vorbesc. În primii 11, las că au mai intrat după aia, altă discuție. Cam aici suntem noi. Da.
Mie mi s-a părut o idee interesantă și lipsa asta a fundașului stânga, care, nu știu, a dat-o cineva, a încizit-o undeva, apropo de Kipciu. Să știi că, nu știu... A spus Odică aici, miercuri, la Fanatic Superliga, că el ar aduce pe Kipciu. Eu l-aș vedea cu mai multă... ar da mai multă încredere echipei, să spunem, decât cum ar fi cazul Opruț sau în situația în care nu poți cu Bascu, bă, Bancu. Dar Kipciu chiar își acoperă bine, deși nu joacă tot timpul fundasă. El joacă drept. El este un jucător mobil, tactic, poate să joace în mai multe, dar fiind vorba de echipa națională, știi cum e gândirea ta care trebuie să ai. Nu promovăm tineri sau promovăm jucători și, eu știu, să ne lăudăm după aia că îi lansăm, ci tot ce ai în formă și mai bun și să-ți acoperi zona respectivă. După amicalea astea două, Sorin, tu cum te simți vis-a-vis de încrederea națională înainte de Euro? Nu dă foarte mult. Dar știi cum, încrederea asta, eu am recunoscut-o și am spus că eu n-am crezut că ne putem califica, că avem probleme, la ceea ce am văzut la jocurile respective. Și recunosc ceea ce am văzut la jocuri în grupe, știi? Și când ai jucat cu Israelul, și când ai jucat cu Kosovo, pentru că vezi un meci cu Israelul la București pe care tu l-ai terminat cu mare noroc, cu 1-1, și tu poți să spui după meciul ăla, nu, dom'le, noi vom câștiga grupa și ne vom califica și ne calificăm și pe locul întâi. Dacă apărea unul să spună așa ceva, îl trimite undeva. Da, îi zice, ce faci, mă, mi-insulți inteligența sau eu n-am, văd ce pot, nu pot să fac o analiză. Așa și Cos. Nu știi ce se va întâmpla. Întotdeauna starea de spirit e diferită la partide de genul ăsta, de cupe europene, de campionat european, poate venim cu jucătorii, trebuie să vină cu ceva, cu mult în plus față de ceea ce îi prezintă antrenorul în pregătirea jocurilor. Să vedem, nu știu. Dar așa, mai aveam o curiozitate. Vedere, după cele două astea, Suntem mai desuflați decât eram după calificare. Bravo. Așa, am nevoie de vulcan. Am nevoie de vulcanizare, nu? Sunt de-a puțin aia. Păi au pe la federație specialiștii Da. Mai aveam o curiozitate apropo de Iani și aș vrea să știu părerea ta. Crezi că Gică Hagi face mai mult rău cu toate declarațiile astea și cu presiunea care o pune lui Ianis? Nu știu ce să ți-am spus. E tata din el. Și... Ăsta să fie și motivul pentru care Edi Iordănescu nu-i răspunde lui Hagi, că vorbește mai mult tatăl decât antrenorul? Asta e strategia lui Edi. Eu știu, Gică pare el... Ăștia, ți-am spus, e un discurs pe care eu nu știu, de nu trebuie să te miri, că l-am observat și cu alte ocazii și nu numai pentru Iannis și pe alte situații așa în care el crede că are dreptate. Nu? Și lumea altă poate vedea altceva. Nu este pentru mine nu e o surpriză, e ideea lui. Știi cum e, Sorine? El spune că Iannis la vârsta asta e mai bun decât era el. Nu? A dat de multe ori declarații. Mai greu, da. Acum nu știu. A dat mereu că Iannis la vârsta asta e mai bun decât el. Adică noi nu știm pe Hagi ce a jucat la vârsta care o are Iannis. Nu putem să ne pronunțăm noi? Scuză-mă că, băi, cum să nu pot să mă pronunț? Adică cum să accept așa ceva, ceea ce transmite? Știi ce se întâmplă? Nouă ne-a dat Dumnezeu fete, și mie și ție. Nouă ne-a dat Dumnezeu fete, n-am fost în ipostaza tatălui. Uite, și Bănel la fel are fete. Uite, Robert are băiat. Și probabil că te transformi în momentul în care copilul tău e fotbalist și te bași pe acolo. Și așa, dacă avem fete, asta e. Da, și să spui că e mai bun ca mine, mi se pare
Devii subiectiv în orice ipostază de părinte. Cum vi se pare? Adică eu și noi am văzut fără și l-am văzut și știi cum îl vedeam noi pe Gică. Chiar eram invidioși că n-avem calitatea lui. Nu? Da, mulți. Așa e. Și toți. Închidem, așa că... închidem cu Craiova Rapid. Până la urmă de asta. Spun. Trebuie înțeles, îi luăm declarațiile așa cum le dă și gata, mai puțin comentat. Și Edi Iordănescu ia deciziile care consideră el. Bravo. Și asta, despre asta e vorba până la urmă. E jupânul acolo. Deciziile sunt la Edi și am văzut ce decizia. Ianis Hagi în acest moment nu e titular la Națională și eu cred că nu se va schimba foarte mult situația față de ce va urma la Euro, din ce știu eu. El trebuie să își câștige lupta acolo la trebuie să adune minute pentru trebuie că să joace acolo la vorbim la de ce ai spus tu de acel ritm din minutul 1 care trebuie iar să iar eu i-am văzut teren. De multe ori eu i-am văzut de multe ori pe Alaves tot în ideea asta în care să fac o comparație și am văzut acolo sigur poate că nu au calitatea tehnică și de multe ori imprevizibilitatea lui Ianis, dar sunt niște jucători acolo care, frate, pentru obiectivul ăla care l-au ei, chiar pun piciorul, luptă, să bat, să fac. Probabil că asta caută și antrenorul și de-aia, eu știu, are reținut. Nu știu ce să spun, în sfârșit nu mă... Da, vedem și timpul ne va arăta exact ce se va întâmpla. Exact. Ultima întrebare despre Craiova Rapid de mâine. Cât crezi că va conta arbitru la derbiul de mâine seara de pe Oblemenco? Aici Vancovaș va fi la centru. E un arbitru, iar cel mai bun arbitru. L-ați avut și în tur, la Rapid cu CSU. E cel mai bun arbitru și e dat la un meci care chiar are nevoie de un asemenea arbitru. Și vedem să nu... Toată lumea speră să, eu știu, să lase ceea ce se întâmplă pe teren. Ceea ce se întâmplă pe teren, aia să fie și pe... în deciziile lui și care, eu știu, deciziile care să nu se reflecte în... sau deciziile corecte și așa cum trebuie să le facă, să se reflecte pe tabela de marcaj. Da, cu Cătălin Popa la VAR. Și asta, să vedem. Să fie primit. Da, am înțeles. Orice, dar nu doi soliți, ce ai spus tu. Nu, orice, dar nu bat eu, rapidul. Din punctul meu, da, da. Iar ți-am spus, să nu intervină nimeni și să lăsăm ceea ce e pe teren, pentru că știi cum e, comentarii și iar nu e bine. Da, mulțumim mult de tot, Sorin, să avem parte de fotbal în acest weekend, că avem și meciuri foarte, foarte interesante. Ne auzim la revedere. Mâine și după aia, bineînțeles, până la următoare. Numai bine. Da, la revedere. Toate bune. Sorin Cârțu în dialog cu noi aici la Fanatic Superliga. Haideți să vă spun niște chestii apropo de echipa națională și ce am vorbit și cu Sorin Cârțu despre atacurile lui Gică Hagi la adresa lui Edi Iordănescu în ceea ce privește subiectul Ianis Hagi. Multă lume a rămas surprinsă că selecționerul nu i-a răspuns lui Gică Hagi apropo de aceste noi săgeți până la urmă, pentru că sunt săgeți și apar des în ultimul timp, pentru că există, ce spunea și Sorin Cârțu, există această frustrare a părintelui care își vede copilul pregătindu-se, își vede copilul jucând și așteaptă și mai mult de la el. Ieri pe Fanatic a fost un material foarte bun făcut de colegul meu, Remus Răureanu, în care a analizat cu cifre această opțiune și cererea lui Gică Hagi ca Ianis să joace titular. Din analiza făcută pe Fanatic, să știți că nici în acel post de mijlocaș dreapta, acolo unde joacă Denis Mann și la forma pe care o are, e greu de scos, nu e greu, e imposibil de scos Denis Mann din acea poziție și din locul de titular. Denis Mann în acest moment este cel mai în formă fotbalist al Naționalei României, deci nici acolo Ianis Hagi nu ar putea juca pe cifre, nu are cifre nici să joace în centru, acolo unde multă lume îl cere, inclusiv Cornel Dinu aici la Fanatic, miercuri a fost în direct după meciul cu Columbia și spunea că poziția pe care Ianis ar da cel mai bun randament este poziția la care a jucat la Constanța lui Gică Hagi, acolo în folosea și Gică Hagi, acolo era un
4-3-1-2 la Viitorul, cu Ianis Hagi în spatele celor două vârfuri. Aici, la Națională, se joacă pe un alt sistem și, cel puțin pe cifre, pe analiza care am făcut-o, că tot vorbim de cifre, a zis Gică Hagi să luăm cifrele, le-am luat și le-am puricat. În acest moment, Ianis Hagi, dacă situația rămâne care rămâne a lui la Alaves, este greu să intre titular în echipa națională a României. Iar situația nu se va schimba pentru Euro, deși există speculații în acest gen, apropo de presiunile pe care le pune Gică Hagi, nu se va schimba pentru că Edi Iordănescu știu 100% că știe pe ce lucrează și pe ce cifre își face primul 11 în echipa națională. Da. Bun. Aici intră. Bun, nu ești titular, nu ești în primii 11. Dom'le, în contextul ăsta cu 5 schimbări acum, unde începi cu ele pe minutul 46, după aia faci 2 pe minutul 60, nu știu ce, practic la meciul tău participă 16 persoane. Corect. Acum n-a fost titular Rada Gol, da? Ne-a băgat cumva meci, că era nasol dacă stârna meciul ăsta 3-0. Altfel erau discuțiile pentru pe aici, mine... da? Știu că pentru era tine, discuție, bun. Dar pentru mine da, a rămas imaginea era. De 3-0, da. Indiferent bun. Că s-au statistic bun. Sunt cele două goluri. Redeschid paranteza, la Lucerna. Cu Elveția. Era aceeași era imagine, 2-0, nu? Era 2, păi. Era aceeași imagine și ultimele 7 sau 6 sau 8 sau alea de prelungire ne-au dus la 2-2, care ne-a făcut să întrezărim calificarea. Știu, dar există un asterisk aici. Acolo... Am și luat era un pe punct și Elveția a luat un punct. Da, aici a fost doar imagine. Bun. Imagine exact. La, în Ungaria, meciul decisiv, când marchează golul, mi se pare că vine tot de pe bancă, aduți aminte. Da. Deci aportul lui, știi cum pe vremuri să spunem Moiceanu, arma secretă. Dacă ar fi titular, ar avea acest aport? S-ar putea să nu. E o întrebare s-ar care nu avem. S-ar putea să nu, dragii mei. Da. S-ar sau, putea s-ar, să nu. S-ar putea să dea două goluri. Mă, deocamdată așa funcționează, Robert. Nu e aștept, așa funcționează. Aștept două goluri și de la Ianis, care are cam puține goluri. 5 goluri în 30 și de selecții la echipa națională. Dacă e să vorbim tot de cifre, că vorbim de cifre. Da. Nici, într-adevăr, ultimele goluri care mi le amintesc, golul cu Israel, l-am pus la meci la Felciut, e acel gol senzațional care l-a marcat cu Germania. Acolo când am deschis scorul la Hamburg, da, în dreapta. Chiar așa. Super acțiune, aia a fost acțiune care într-adevăr era acțiune de Hagi. Ăsta dar 3, sunt, cu ăsta 3 și puțin. Mai trebuie să mai și fie 2. Și apropo de Matrau, care l-a scris Remus ieri, se împlinește anul de când el n-a marcat la echipa de club. La club. Da, da. E mult. Să vedem că vine după accidentare de un an de zile, nu joacă nici la Rangers, nu joacă nici echipa, la Vezi. Un an de zile în care să nu marchezi pentru echipa de club, chiar dacă ai mai prins niște minute, e puțin, mult. A jucat încă și un meci, mai singurul meci care l-a jucat. Păi tocmai asta este problema, că joacă puțin. Păi asta spun și eu, că joacă puțin, dar Hagi... Auzi, crezi că dacă ar juca mai mult la echipa de club, n-ar juca mai mult și la echipa națională? Ba da, eu sunt convins că ar juca. Bă, dacă el joacă etapă de etapă la Alaves și odată la trei etape de gol... În momentul de față a juca mai mult la echipa de club înseamnă să intre meci de meci. Nu și să joace titular. Dar luna martie avea două 60. Prezențe. Cine păi asta spun. Problemele din punctul meu 80, de vedere 70. Sunt la echipa de club. Problemele sunt la echipa de club. Iar ca o consecință a ceea ce se întâmplă acolo, vedem care sunt și deciziile lui Edi Iordănescu. Dar eu continui să cred și să spun că Ianis Hagi rămâne un jucător important pentru echipa națională a României. Să facă diferența oricând. Da, absolut. Nimeni nu contestă. Foarte important. Eu n-aș merge până acolo încât s-a pus întrebarea asta dacă există vreun dubiu în ceea ce privește convocarea lui. Nu există niciun dubiu. Niciun dubiu. Nu există decât dacă Doamne Ferește să întâmple ceva. Cât sunt acum? Acum sunt 23. 23, dar există chiar posibilitatea. Da. Ai citit pe Fanatic. Da, am văzut. Citesc tot timpul. Am notificările activate. Se va lua o decizie, se poate ajunge chiar la un lot de 26 pentru turneul final. Așa au fost la Qatar, pentru că era după pandemie, loturile de Qatar, numerele fixe, că acolo nu te mai duci cu troleibuze, cu chestii de-astea, aici de la 1 la 26, erau până la 26 numerele. E greu și trebuie înțeles și Mr. Hagi, pentru, în afară de faptul că este unul dintre cei mai buni manageri și antrenori, care are o părere foarte ok vis-a-vis de acest subiect, există chiar posibilitatea ca toate declarațiile astea lui Hagi
să nu-l ajute prea mult pe Iannis. Eu cred că... Păi pe băiatul lui nu l-au ajutat. Implicarea prea mare a lui Tudorel la un moment dat în, în ceea ce îl privește pe domnul fiul lui... făcea declarații când ajunsese fiul domniei la sale Anderlecht. La Poli Timișoara. Hai să fim serioși. Și la Anderlecht. La Anderlecht n-a făcut declarații. La Anderlecht stăcea dângă își permitea. Da. Nu, dânsul de, era vocal când ajunsese Alin pe la Poli Timișoara. Când reveni. Care nu mai există. Iancu. Exact. Da. Și cine era antrenor? Olăruiu sau Hagi? Hagi. Da. Hagi. Bun asta, da. Referitor la ceea ce, ce spune gol, domnul Hagi, e foarte greu să, nu știu, să te detașezi întru totul și de calitatea sa, că vrei să-i spunem, de părinte. E da, greu, da, cât ai fi de mare antrenor, cât ai fi de bun. E imposibil. Foarte greu. Este foarte și greu. Într-un fel vine și lumea și până la urmă, scuză-mă, Aline, până la urmă, Mr. Hagi vorbește... pe ultimele două evoluții ale lui Iannis, că intră foarte bine și da. În primul meci, intră și în al doilea marchează și pentru că este cam singurul dintre jucătorii ăia importanți din nucleul ăla care au participat și la calificare, care nu începe niciun meci în postura de titular. Așa este. Adică și că afirmațiile lui au adică mare dacă, greutate. Dacă mare, imensă cu... greutate că e Hagi. Absolut. Corect. Dacă... Eu dar îi cunosc. Dar uite, uite că nu vine, nu vine răspunsul de la Edi Ordenescu. De ce nu vine? Că n-are rost să intri în conflict cu Hagi. Nu, dar nu neapărat. Că au mai pentru că are, pentru că are, are, pentru că are o idee și, are și respectă idei. Niște principii. Și are niște principii, Ordenescu. Nu le-a răspuns la. Nici lui Gigi Becali, nici lui Mihai Rotaru, dacă țineți minte. Băi, nu scade bine în momentul în care intri într-o contradicție cu Hagi. Eu personal îi cunosc pe tații lui Ivan și a lui Mihailă. Da. Care au mai apărut și ei, pe Marian Mihailă, pe tata lui copilul ăsta, chiar îl știu destul de bine. Hai să fim serioși, nu putem. Și pe compara. Daniel Ivan, pe tata lui nu Ivan. Ai dom'le, nu putem compara. Da, nu, no. Păi tocmai a zis, nu e aceeași greutate când declară ceva tata lui Mihailă sau a lui Ivan. Respectul pentru domnul respectiv. Eu vreau să spun că Edi Ordenescu nu îi răspunde lui Hagi. Că nu a răspuns nimănui. Pentru niște, datorită unor principii. Marian Mihailă. Nu exact. Pentru că ar fi frică de Hagi sau de... Nu. E vorba de strategia de care o are Edi. Exact. Apropo de Edi Ordenescu. Apropo de Edi Ordenescu, vedeți pe piață, dacă mai găsiți numărul de, din martie al revistei Fanatic, cu acest interviu pe copertă cu Maria Ordenescu, sora lui Edi, care povestește foarte multe lucruri și din culisele familiei. Culisele familiei Iordănescu, apropo de Edi Iordănescu, de tatăl lor, de Angel Iordănescu, sunt multe, multe subiecte interesante la o calitate premium, așa cum v-am obișnuit cu revista Fanatic. Interviul cu Papo, apropo că mâine Papo probabil va fi titular în Craiova cu Rapid, un interviu de viață cu Papo, aflați ce greutăți a întâmpinat băiatul acesta, care la ora 2 dimineața se trezea să meargă la muncă și apoi mergea la antrenamente și o spune franc și clar, dacă o ratam cu fotbalul era mort. Este declarația lui Jason Papo, unul dintre cei mai îndrăgiți jucători de către fanii alții Rapidului. Alții la 2 nu se culcă. Asta este. Alții la 2, apropo de colegii lui Papo, dar nu mai deschidem cutia Pandorei, erau prin altă parte. Păi cu haideți, colegii lui, da, colegii da, da, apropo. Haideți să mergem și la prietenul lui Robert Niță, Gabi Safta, care este în direct cu noi. Gabi, dacă te auzi, hai să vedem ce se întâmplă în fotbal internațional și ce ne așteaptă în acest weekend. Te salutăm! Vă salut și eu cu deosebit respect pe toți și de data aceasta sunt contra lui Robert. Contra lui Robert de această dată. Păi n-ai observat ghilimelele, că deja știa mesajul tău. Îl văzusem undeva într-un colț. Pentru că nu ai poftă, prietene! Amin! De Pariser! Domnilor, e post, fiți și voi puțin mai curați. Există parizer de soia, de la vegetal. Nu se mănâncă, nu se mănâncă parizer în post, băi. Serios acum. Soia, l-ați înjurat pe Neanicu, vă dădea parizer Gabi, cu soia. Gabi, mai e și vineri astăzi, nu e ok, Gabi, nu e ok. Am înțeles, n-am știut de ce râdești. Păgânule, ateule. Eu credeam că ți se trage de la pedeapsa, care a primit-o Dinamo și Oțelul. Oțelul, Dinamo și Uta, cu aceste patru etape suspendare. De aia credeam că ești cu da, nu, mesaj. Dar nu pe Robert, nu înțeleg pe Robert de ce este deranjat că Dinamo are spectatori pe stadion, pentru că rolul ligii
o zic și eu, rolul ligii este să ajute toate cluburile, să fie spectacol. E un sezon în care avem record de spectatori și rolul ligii, sunt convins că și alte cluburi, dacă ar fi fost în această situație, ar fi fost sprijinite măcar cu un sfat de Iustin. Din proprie inițiativă. Presimt că vor veți certa. Hai, nu știu de ce. Presimt așa puțin. Rolul ligii. E rolul ligii, Robert, să fie spectacol. Păi de câți ani ești tu în fotbal, Gabi? De câte ori ai auzit să sune liga la cluburi din proprie inițiativă? Serios? Poate nu am aflat nici acum. Da, a fost secret, a fost la strict secret și nu s-au declasificat. Păi, la Fanatic se serioși. Desfac orice dosare, și dacă sunt SS. De ce n-a sunat și pe la, nu știu, că au mai fost cazuri? Faceți bă așa, să intre copii și... Poate s-a întâmplat și dar oricum s-a schimbat recent. Păi nu, că dacă s-a întâmplat trebuiau să mediatizeze, că e o bilă albă pentru ligă, dar ține și de imparțialitate. Nu, dacă nu intra domnul ăla să ne spună, domnul Dragoș. Nu-l sunam pe Iustin? Îl sunam, Robert, era pe listă. Era pe listă, dar nu aflam. Sunăm noi și cu juriști. Era pe lista alergită. Lista preliminară. Exact, mai tăiai din ei după aia. Da, Gabi? Da, oricum n-are cu Craiova rapid încep, nu? Nu. Nu, acolo sunt lucrurile clare, Gabi, doi solist. Acolo, de data aceasta, doresc ca Sorin Cârțu să aibă dreptate, nimic altceva decât 1X. Doamne ajută, așa să fie peste o săptămână. Da. Da, peste o săptămână vedem, să fim sănătoși. Oricum, vreau să mai spun că n-are nicio logică suspendarea, pentru că știm foarte bine și noi cred că ar trebui să mediatizăm mult de tot, la greu, cum se zice. Cluburile plătesc foarte mulți bani pentru monitorizarea video, foarte mulți bani la licențiere. Cluburile plătesc foarte mulți bani pentru firmele de securitate, foarte mulți bani. În această speță s-au bătut în afară, nu înțeleg ce au mai căutat și înăuntru acei oameni care s-au bătut afară, deci e o anomalie. Plus că nu știu ce vină au oaspeții acestor echipe, nici ei nu vor fi pe stadion. Ce vină au primit acum un mesaj de la un dinamovist, chiar acum spunea, ce vină are el cu fata lui care sunt abonați, n-au primit o amendă 50 de ani de zile. Gabi, e vina organizatorilor, nu mai duceți discuția în altă parte. Robert, lasă, sectorul, rapid, Gabi, sectorul oaspeților, sectorul oaspeților este responsabilitatea echipei oaspete. Terminați cu astea că s-au bătut pe stradă și de ce au intrat în stadion și de ce suferă tanti Vasilica cu nepoata ei care vine de la slujbă, de la Cașin. Atunci explică-mi, Robert, de ce Rapidul primește 4.000 de avertizmente și le închide 6 secunde. Plătiți și aici, dă-mi amendă. Când ai văzut un Giuleș că să bat oamenii pe gazon și întârzie meciul 10 minute? Au primit multe avertizmente, la un moment dat. Au plătit bani, prietene, pentru o înaltă speță. Că au dat cu torțe, că au aruncat cu fumigene. Nu s-au bătut. Există un pierzător aici, domnul Șucu, care a plătit... Au plătit 400 de mii de ron, de lei, amenzi și au fost închise sectoare din stadion. Nu, dar ascultă-mă, eu dacă ar fi fost Rapidul aș fi avut același discurs, pentru că și Rapidul plătește firmă de pază și monitorizare video. Același lucru aș fi spus și despre Rapid, Robert. Perfect, dar de ce o dăm în sentimentalisme de-astea cu domnul, cu copilul, cu abonații și cu când ăia s-au bătut pe teren? Domnul trebuie să fie bucuros. Da, Robert, dar noi vrem să vedem spectacol, iar cei care au făcut lucrurile alea să fie interziși pe stadion. E normal să fie să joace cu peluze sau cu sectoare închise, Cristi, dar nu să se joace cu un stadion închis. Ce vină au ceilalți 95%? Dar nu e vorba că pedepsesc cei de la comisii restul spectatorilor. Este o sancțiune îndreptată împotriva clubului organizator și a oaspeților, nu împotriva unei persoane nominale. Club organizator care plătește, repet, și firmă de pază și monitorizare video. Gabi, scuză-mă și îmi cer scuze la oamenii ăia. Unii dintre ei sunt pensionați din anii 2000. Adică tu, Robert, ce suspendare de dai? Sunt pensionați de mult, oamenii ăia, serios, păi unii Robert, să sprijină, imediat îți răspund. Te gândești o calculație unii să sprijină de baia, de aici ai dat baia, aici, aici dau dreptate cu anumiți oameni. 50 de lei și un sandwich. Inclusiv, da, ai dreptate, sunt anumite stadioane, inclusiv pe Giurești am fost și am văzut. Dar peste tot e același lucru. Sunt oameni care, pe cuvântul meu, zici că au treaba. Sunt bunicuți. Da, sunt bunicuți. Asta este. Păi țipă unul cât. Cea mai ieftină firmă. Păi, de asta exact. A spus asta. Asta nu una profesională. Păi, da. Cu Gabi, ești pe fotbal internațional. Numai fotbal internațional discutăm de 7 minute de când ai intrat. Mai ai un minut să știi. Auzi, Gabi, tu ai sesizat bine că ăia care s-au bătut sunt străini.
Da. Bun, ok. Apropo de suspendări, Comisia de Disciplină l-a suspendat în urmă cu câteva minute pe Cosmin Olăroiu, două etape și amendat cu 5.000 de euro. Asta în tribună la 5.000 de euro? 5.000 de euro, bani, da. De semințe la ori. Nici semințe. Atâta este pedeapsa. Da. Nu e ca la liga noastră. S-a lămurit situația lui Xabi Alonso, nu va fi antrenor la FC Liverpool în locul lui Jurgen Klopp. Alonso nu merge la Liverpool, a anunțat toată presa din Marea Britanie azi noapte. În această situație, antrenorului Sporting Lisabona, Ruben Amorim, devine favorit să ajungă la Cormorani. Informația a fost preluată de la Uli Hoeneß, care a spus că îi va fi imposibil să-l ia pe Xabi Alonso pentru că va prânji cu Bayer Leverkusen. Iar în această dimineață, toată presa de asemenea din lume a anunțat că Xabi prelungește cu Bayer Leverkusen, pe care de consecință nu ajunge nici la Bayer, nici la Liverpool. Dar Zinedine Zidane e gata să ajungă pe banca lui Bayern München. Italienii scriu că e foarte mult dorit de Juventus, dar la vară semnează cu Bayern München, unde îl va avea secund pe Franck Ribéry, care și el, se întoarce la Bayern München în locul lui Thomas Tuchel, așadar va fi Zinedine Zidane, dacă luăm de bună informația din Italia. Din zona transferului mi-a mai atras atenția dorința lui Manchester United să-l achiziționeze pe fundașul Juventus, Gleison Bremer. United e gata să plătească acea clauză de 51 de milioane de lire sterline. Îl mai introduce însă și pe Mason Greenwood în această ecuație. Bremer, campion cu, în seria 2021, mai e dorit și de Real Madrid și de Chelsea. O știre care ar părea interesantă numai pentru cei de la Paris Saint-Germain, e interesantă și pentru noi românii, pentru că de aseară fundașul slovac Milan Skriniar a revenit la antrenamentele parizienilor. Este slovac și ne va fi adversar în această situație, mai mult ca sigur, la Euro 2024. Milan Skriniar a fost operat în ianuarie și, sigur, nu revine imediat pe teren, dar la antrenamente este în regulă și s-ar putea întoarce pe gazon în scurt timp. O activistă din Brazilia cere ca o statuie care le reprezintă pe Dani Alves să fie pur și simplu distrusă. Femeia a făcut în acest sens și o solicitare oficială către Ministerul Justiției. Statuia se află chiar în orașul unde s-a născut Dani Alves și a fost făcută ca un omagiu pentru performanțele fotbalistice a lui Dani Alves, care acum e liber provizoriu după condamnarea la 4 ani și jumătate pentru viol. În această dimineață a mai apărut o știre tare despre Dani Alves. E acuzat de doi compozitori brazilieni că le-ar fi furat o piesă într-un proiect ONU. Giuliano și Thiago Mateus îl acuză pe Alves de furt. A folosit piesa în 2020 fără să amintească de cei doi compozitori. Trec peste un scandal uriaș din Statele Unite provocat de Corbin Albert, mijlocașul american al echipei feminine a lui Paris Saint-Germain. A distribuit pe TikTok o postare religioasă homofobă și a făcut o adevărată nebunie în Statele Unite. Șefii Federației Americane au pus-o la zid. Fata, după ce a dat gol aseară decisiv pentru calificarea lui Paris Saint-Germain în semifinala Champions League, și a cerut în mod public scuze. Tot scandal, tot din fotbal feminin, avem însă în Anglia. Antrenorul lui Leicester, Willie Kirk, a fost demis după ce s-a constatat că are o relație cu una dintre jucătoarele din echipă. Kirk era suspendat din 8 martie, de când a fost inițiată ancheta. O situație intolerabilă, a încălcat codul de conduită, au spus șefii lui Leicester. Ăștia, Gabi, tocmai de 8 martie l-au. N-ai voie, dar n-ai voie să te îndrăgostești Leicester de cineva? Leicester fiind pe loc cu un team championship, nu? Da, da, exact. Nu e fotbal, fotbal feminin. De echipa feminină? Echipa fotbal feminin, echipa feminină. Atunci este, cum se numește? Ce, liga, da. Nu. Conflict de interese. Conflict de interese, da. Da, dar câți n-au fost, auzi, în handbalul mare. Turcini și ăia erau la vedere. Ăia erau căsătoriți cu câte una. Alin, mai 30 de secunde. Te rog. Scuze, bine, așa. Mai ia 30 de secunde de la noi. Hai, asta și este. Le dăm contul meu. O să stea Super Gigi mai puțin cu un minut. Și așa am vorbit foarte puțin. Nu, Super Gigi bagă bani în buzunar oamenilor. Trebuie să... Ce crezi că o să joace Super Gigi la Craiova cu Rapid? Mai mult de 2 goluri. Da? Corect. Marcate de oaspeți. Nu, neapărat. Pare rău despre tine, dar nu o să fie așa. Îmi pare rău despre tine. Lasă-l și pe Robert, că știi cum s-a dus eșecul ăla cu farul. A trecut în 2 săptămâni, s-a uitat. Abia așteaptă omul să reînceapă Superliga, să mai câștige și Rapidul dacă o putea. Dacă nu, păi, nu, asta e. Ce? O să ai discuții cu Sorin Cârțu. Da, o să ai discuții încinse cu Sorin Cârțu pe meciul ăsta. Da, Gabi? Centenarul. Președintele lui Chelsea,
Tot Boeli va fi înlocuit din funcție în 2027, așa susține exclusiv Daily Mail. Proprietarii majoritari plănuiesc să aducă nou președinte în 2027. Boeli, președinte la Chelsea din 2022, e foarte criticat pentru managementul prost. Vara trecută a cheltuit 1 miliard de euro degeaba. Se mai scrie că Boeli nu se știe cum a ajuns președinte pentru că venea din zona acționarilor minoritari. Federația din Israel oferă un salariu record noului selecționer. Ar putea fi Barak Becher. La această oră în Israel se discută între președinte și acest antrenor, care a fost la Steaua Roșie Belgrad, de acolo ar veni. Îi se oferă un contract record, un contract și pe mai mult de 2 ani. E însă o adevărată nebunie curajul lui Becher, pentru că prima competiție va fi Liga Națională, iar adversare sunt Belgia, Franța și Italia, scriu cei din Tel Aviv. Cine i-a pus să promoveze în Liga aia superioară? Exact. Mai noi nu avem probleme cu... Mai bine ca vreți o gradă. Da, da, da. Gabi, hai să-ți spun ceva ce îmi scrie colegul meu Marian Popovici. Apropo de relație între antrenori și jucătoare, Bogdan Burcea e căsătorit cu Cristina Zanfir. Da, și în vară, când schimbă echipa, o ia cu el. Deci nu e nicio problemă. La noi. La englezii sunt mai conservatori. Căsătorii poți să fii, să n-ai relație de asta, uniune consensuală. Dacă ești căsătorit, deja știi că e titular, dar acolo altele încearcă. Corect, bravo, vezi? A găsit! Bravo, Safta! Din cauza grevei la metrou, meciul lui Radu Drăgușin cu Nottingham a fost mutat. Liga din Anglia și-a cerut scuze față de suporteri pentru că a mutat meciul care trebuia să fie luni, 8 aprilie. L-a mutat pe 7 aprilie, duminică la ora 6, în favoarea suporterilor. Acolo, iată, și acolo, ca și aici, Liga încearcă să ajute suporterii să fie spectacol. Da, bună comparație. Ai auzit, domnuliță? Foarte bună comparație asta. Hai că a venit cu temele făcute asta pentru e asta. Nemai... Știi de ce? Pentru că au un reprezentant la RATB. La Londra. La Londra. Hai, Gabi, că a intrat omul ăla. E fanul lui Tottenham. Gabi, a intrat omul ăla și s-a dat de gol că vorbea la ceas de seară cu secretarul ligii și sfătuia ce să facă. Foarte bine, foarte bine ce a făcut Justin Ștefan. Îl susțin pe Justin Ștefan. Tu vrei un post la ligă? Nu. Nu. Sigur? Nu-l vrei, că l-ai dacă, deja. Să știm dacă ne face altcineva ocolul pământului în 18 minute de data asta azi. Nu. Da. Îl face din strada Vitezul. Mai am două știri scurte. Din Anglia mai am o știre extrem de interesantă. Scurte, rog, Gabi. Da, atât. Copiii de mingi or să dispare efectiv din Premier League. Din acest moment, mingile de la marginea terenului nu vor mai fi aruncate de copiii de mingi pentru echipe, pentru jucători. S-a considerat că echipele de pe teren propriu erau avantajate, pentru că jucătorii primeau repede mingea de la marginea terenului. Din această modificare... Da, nu vor mai apărea goluri precum Origi, Liverpool contra Barcelonei, când Alexander Arnold și vor fi înlocuiți cu roboți, cu drone, cu ce o să facă. Nu vor fi puse pe niște stative și le-au jucătorii. 10 în 10 metri ceva. Sau Rapidul, care în tur, unul i-o dă lui Onea, un copil, bate out repede, nu știu ce să dă gol. Acum cred că face o prima etapă din... Nu, mai din toamnă cred că a fost și după aia se duce Bergodi după el până la paliolul ăla, l-a întâlnit cu copilul ăla în brațe și îl pupă. O să ia de acum înainte un stativ în brațe și o să-l pupe. Da, e bună ideea și în Giulie să se apeleze la această metodă, să nu mai poate repede. Iar Arena Națională, că le-ați pierdut pe alea 4 și nu au mai fost pe final. E coroziv. Au fost doar 4 și s-au pierdut în plasă și le era greu copiilor să le arunce înapoi. Indiferent cât vă împungeți voi, când se joacă Rapid cu FCSB, văd că bate doar Rapidul. Da, și bate degeaba. Da. Da, Gabi, mai e ceva? Da, ultima poza zilei cu care închei ar fi cea în care îi vedem pe Emmanuel Macron și președintele Braziliei Lula alături de Dimitri Payet, care oferă președintelui brazilian un tricou lui Mbappé de la Naționala Franței. Payet, cel care a vrut să-i rupă piciorul lui Ronaldo în finală la Euro și care ne-a dat și nouă gol întâmplător pe Stade de France, este poza zilei cu care închei și vă urez tuturor să aveți... Tuturor chiar, să aveți un weekend minunat, pentru că un egal e un punct câștigat de Rapid în deplasare. Grijă mare duminică!
Avem. La care meci te referi, duminică? Din play-out. La amândouă. El nu știe de primul de ăla de la ora 2. Da, de la n-am ora, vorbit la ora deloc 2, de el. Da, da, da. Mulțumim, Gabi. 2, duminică. Mulțumim. Weekend plăcut. Gabi Saftan, direct cu noi, ești la Fanatic Superliga. Suntem pe final cu emisiunea principală. Urmează imediat și Super Gigi aici cu cele mai importante cote și ponturi pentru acest weekend care ne așteaptă și în care avem poate șansa să mai umplem puțin cardul. Tragem linie cu meciurile din play-out. Alin. Play-out. Play-off. Play-off sau ceva play-out? Cu, am eu ceva cu play-out. Hermannstadt, primul meci. De la Dinamo cu Petrolul, care da, ați văzut da, se va juca cu copii și femei. Nu m-am play-out, am stat toată ziua. Play-off. Sepsi CFR. CFR favorită și probabil va câștiga. Sepsi se adună greu. Craiova Rapid? Egal cu goluri sau un ușor avantaj Rapidului pentru absențele din apărarea Craiovei. Dacă bate FCSB la Faro? E cam... Dacă bate FCSB păi, la Faro... Meciul este la Constanța. Craiova, FCSB-ul dacă câștigă etapa asta, Craiova cu Rapid egal și CFR-ul sunt egal sau puncte, pierde la Sepsi, da, e gata. E gata. Exact, eu am zis că e decisivă. În condițiile astea în care am zis eu, dacă FCSB bate, dar nu știu, e cu dacă peste tot. Dar nu știu dacă bate. Scenariul ăsta... Ajungea la 9 puncte, scenariul ăsta să termine finalul de Paște, că se poate și fără noi. După ce, da, după ce Hagi bate în Giulești, are o ambiție imensă. Și joacă foarte bine. Joacă exact cum aș fața la campionat. Joacă fără niște absențe. FCSB va avea meci foarte, foarte greu. Foarte greu la... Nu știu dacă intră Larie, Budescu, habar n-am. Păi mai bine să nu intre la cum a jucat cu... Scuză-mă, n-am nimic cu Larie și cu Budescu. Dar în principal cu Budescu pot să-mi exprim un punct de vedere. Ieșirea lui Budescu a crescut viteza de joc a Farului, da. Asta este impresia care am avut-o pe Giulești la Rapid cu Farul. Poate că unul dintre aturile n-a jucat unde n-a fost, asta a fost absența, scoaterea lui din echipă, a crescut viteza de joc a Farului. Au avut niște absențe, au avut niște absențe serioși Farul. Sepsi CFR, Robert. Avantaj CFR Cluj, presiune pe antrenorul Mutu, Sepsi nu mai e echipa care putea câștiga orice meci pe teren propriu, avantaj CFR Cluj. Craiova Rapid? Craiova Rapid, în ceea ce ai anunțat în exclusivitate, lipsesc doi oameni importanti. Screciu și Bancu. Doi oameni foarte importanti. Screciu sigur, Bancu cu semn de întrebare. Bine, după inactivitate de câteva zile, operație într-o zonă... După 22 ore de zbor din Honduras. Într-o zonă care e solicitată și când mergi. Da, Rapidul cred că trebuie să decidă să tranșeze meciul în favoarea... favorei. Și Farul FCSB? Farul FCSB sper ca Farul și pentru ceea ce va urma în etapele următoare. FCSB-ul este echipa de pe primul loc, au încă un avans liniștitor. Farul, dacă joacă cum a jucat în Giulești, nu o să piardă meciul ăsta. Bănel, ultimii vor fi cei din 1x la Sepsi cu CFR. X la Craiova. Tu le dai toate cum ai vrea, nu? Cum ai vrea tu, și doi la Constanța. Și doi acolo. E gata campionat. La Craiova Rapid cât? Craiova X. E gata campionat. Și FCSB, da, Farul FCSB, e un meci foarte greu, dar... Ultimul meci la Constanța a fost meciul cu... 3-2. Cu 3-2. 0-2, 3-2. Celebru penalti. Ah, mai jucat și în sezon regulă. Da, da, da. Poarta din dreapta. Undeva în august. Undeva în august. Da. Mulțumesc mult de tot invitațiului, mulțumesc lui Bănel Nicoliță, Robert Nițe, mulțumesc lui Alin Buzărin. Emisiunea aceasta o puteți vedea în premier la 17.30 pe canalul de YouTube și pe contul de Facebook Horia Ivanovici. Mulțumesc sponsorilor Superbet, sponsor principal, și Aqua Carpatica, sponsorul premium. Imediat rămâneți aici și nu părăsiți incinta, pentru că urmează și Super Gigi cu pontul etapei. Până atunci, haideți să vedem biletul etapei care urmează, realizat de colegii noștri la Superbet. Și bineînțeles că tot am vorbit mult de Craiova Rapid în această emisiune. Ce a declarat și Cristiano Bergoli înainte de această deplasare foarte, foarte importantă a Rapidului. Speram că în acest moment, această pauză competițională ne-a fost de folos pentru a reveni din punctul de vedere moralul, pentru că noi venim de la o înfrângere în primul match din play-off și atunci am lucrat, am încercat să revenim din acest punct de vedere, dar vom vedea după match. Normal că întotdeauna după un match, mai ales acest cu Craiova,
vom afla dacă a fost o pauză competițională bună pentru noi. Sì, da, beh, timpul într-o pausa e oricum două săptămâni și noi faptul că am pierdut acasă primul meci a fost ca o duș rece și a fi trebuit să refac un pic moralul la băieții după că am stat acasă două, trei zile, dar în acest moment vedo băieții că s-au pregătit foarte bine și cred eu că putem face un meci importante. Ma fiecare match are istoria lui, nu mi gândesc la arbitraj, ceea ce a fost, ok, au fost niște episode neclare acolo, dar se poate spune că așa, fiecare match are istoria lui și nu mă gândesc la altceva decât să fim foarte concentrați și cu încredere, cu curaj să jucăm acest meci, pentru că trebuie să mergem acolo să castigăm toate trei puncte. Pentru că vedeți cum e play-off-ul, Craiova parcă era al patrulea echipă, spunem așa, într-o ierarhia după sezonul regulare. Acum, vedeți, e pe, spun așa, între ghilimele, e pe locul 2, chiar dacă e același puntaj cu noi. Și atunci vedeți că pierzi un match în play-off și se poate întâmpla orice, suntem toți aproape, numai un pic mai departe FCSB. De la loturi au venit bine, așa, binișor, și n-a jucat mai mult, normale. Asta copii, Badescu, Borza au jucat, au făcut și bine, au avut un rezultat extraordinar cu Germania. Ceilalți, normale, Marian n-a jucat, Pusin a jucat și Albiol, dar naționale lor trebuie să fie asta, Rapidul, pentru că noi avem de a juca 9 meciuri, che sono 9 finale, și una l'am pierdut, și atunci trebuie să fim concentrați acum pentru acest final de sezon, spunem așa, pentru că următoarea acțiune de o naționale se face când se termină play-off. Beh, non è che un match tutto sa un nimic, è un match forte, forte importante, pentru che, ripeto, venim de la o infringere noi, și asta pentru noi trebuie să castigăm aceste trei puncte pentru a nu îndepărta de locul fruntaș de la FCSB, dar e normal că nu e decisiv, dar e un match importante, deja al doilea etapă din play-off, deja devine pentru noi, pentru faptul că am pierdut, și atunci devine un problemă. Cu suporterii? Beh, io spero che da, no, io ci tesco a voi che sentesse pressa e voi annunciate lucruri in pressa, care sunt voința asta, dorința de suporteri, cred eu che vor ajunge acolo in numero mare, și sper că în numărul mare, și sper că ne vor încuraja, lucru că, repet, a fost o atmosferă așa în Giulesti, în primul meci. S-a întâmplat de tot, meciul cu Farul, din păcate, aici la Rapid niciodată e liniște, și speram, dar băieții trebuie să stau departe de acest lucru, pentru că nu ne intereseze, dar pentru că e normale că noi sprijinul suporterii e foarte important, mai ales că sâmbătă probabile Ion Obremenko, am fost acolo, va fi aproape plin, pentru că e un match, un cap de afișor, cum e un derby, și încurajare pentru noi e foarte importante pentru băieții care sunt pe teren.